Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bine ați venit la o ediție specială de Fanatic Superliga. Avem un invitat special, un invitat cu carismă, un invitat a cărei poveste este pe buzele tuturor. Este un adevărat personaj de nivel național, cu foarte mare anvergură și cu foarte mare simpatie și priză la public. Sunt convins că v-ați prins despre cine este vorba. Ediție specială astăzi la Fanatic 1-1, Horia Ivanovici cu... Ana Maria Prodan. Ana Maria Prodan. Ea este Ana Maria Prodan, ca de obicei, spectaculos, un outfit spectaculos. Nu vă spun cum e îmbrăcată, ce are la mâini, ce ceasuri, ce ochelare are. Nu, dar să știți trebuie, că uite, ochelare nu-i ține de fiță. Nu, uite, trebuie să-i dau jos să arăt. Am făcut o operație să pot să scap de ochelari, de vedere. Ce operație ai făcut? Am făcut ca să pot să scap de ochelari de pe vedere. Pe ce? Pe retină sau ce pe operație? Presbyand se numește. Pe retină? Pe retină, da. Și e foarte puternică lumina și m-au rugat câteva zile să stau Dar unde nu se vede nimic? Ce ne arăți? Că eu nu văd nimic. Nu vezi nimic, este făcută cu laser. Durează... A, și laser pe retină, direct, da? Da, durează foarte puțin. De unde eram cu ochelarii, nu găseam ochelarii niciodată. Astăzi sunt fericită, văd mai bine ca bebe. Simți ceva? Nu, nimic, absolut nimic. Nu? Nu, nimic. Adică nu e dureroasă? Nu, nimic, durează... 2 minute și 2 minute. 2 minute la un ochi, 2 minute la... Și cum, îți pune laserul pe retină? Lucrează cu laserul direct pe retină? Da. Deci știu doar că medicul era foarte haios, că eu spuneam să nu cumva să orbesc, că dacă orbesc sunt nenorocită, zic, eu trebuie să văd tot, să știu tot. Aha. Da, și mi-a zis, am fost la Satu Mare și zice, uite, ai mers perfect până la Satu Mare, da, durează exact 5 minute, hai 10 cu totul. Și m-ai chemat până la Satu Mare, doctore. A, deci, la Satu Mare ai făcut-o? Da, deci da. E un specialist acolo? Da, este cel mai bun medic și nu știu dacă... Dă-i drum. Poți să spui cum îl cheamă, ce clinică are, n-am nicio treabă. Da, deci are cea mai bună clinică cu cea mai frumoasă aparatură și cum performantă. Uite, ți arăt acum că am fost și sunt așa zăpăcită că am plecat de acolo. Cu ochii închiși, că mi-era frică că nu o să văd. Ai avut frica asta? Ți-e frică de orbire? Da, cum? Nu știu cum se numește clinica, spun numele medicului. Cum e? Este ceva minunat, este Lehar, îl cheamă. Domnul doctor Lehar, care îmi spune, Ana, totul este perfect, nu se întâmplă nimic. O să spun capul așa imobilizat. Aolă, mă imobilizezi! Cum, nu mă mișc? Deci, Horia, este minunat. Eu te duc acolo și tu scapi de ochelari. Dar nu vreau. Mie îmi plac ochelari. Aș nevastă mea că sunt sexy cu ochelari. Nu știu, eu îi pierdeam. Așa mi-a zis Ionica, așa mi-a zis, iubitule, ești sexy cu ochelari, ține-ți. Da, poți să pui din ăștia doar de fiță. Da. Și cât costă? De exemplu, cât e o operație în asta? Măi, nu aș vrea să zic prețul, că depinde de ce-ți face. Nu așa, ca idee, în mare. Undeva 5.000 de euro. Deci ce am avut eu. Dar 5.000? Că... Cum așa mult pentru 2 minute? Da, eu, vezi că eu nu vedeam nici aproape, nici departe. Era ceva ciudat la mine. Nu, 5.000 de euro? Nu. Ia zi, dacă îți face ochii, cum să fie? Pentru viața ta? Știi că sau poate cea mai mare frica mea, știi care e, nu? Orbirea. Deci dacă mi-e frică, Doamne, nebunesc. Deci, Ana, să nu fiecare, să fie un întuneric. Da, exact. Fiecare are niște frici, niște fobii, da? La mine, da, puneți ochelarii. Da. Deci nu dă fiță ține ochelarii, da, nu, ca să fie clar. Da, și chiar e perfect, foarte bright. Dar să știi că stă și bine. Da? Don Ana Maria Prodan. Da. Da, m-auzi? Deci dacă am o frică, cea mai mare frică a mea este să rămân în întuneric, și să nu mai fel. Văd. Deci crede-mă, când mă gândesc, mi se strânge, mă strâng tot, toată inima, tot, știi cum simt așa, mă transform într-o smochinuță. Știi cum, știi ce se întâmplă la mine în casă? Când intru în casă, se aprind toate luminile în toată casa. Uh-huh. Deci eu dacă pot să dorm cu lumina aprinsă, pentru mine e perfect. Uh-huh. Nu mă deranjează nimic, am peste tot lumină. Uh-huh. Deci nu, și mi-aduc aminte, săracul tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, era groază de întuneric. Știi cum, era... Așa, și eu am moștenit, cred, chestia asta. Și eu la fel. Bun, Ana, cum a fost la ultima înfățișare la proces? Că înțeleg că multe evenimente în sală. Ceva, Horia, n-am putut să cred vreodată că eu și Laurențiu vom ajunge în așa situație, sau mai bine zis că Laurențiu va putea face așa ceva. În asemenea hală? În asemenea hală. Nu pentru noi toți cei de acasă, pentru prietenii noștri care toți au rămas lângă mine... Din vechiul nostru anturaj, lângă Laurențiu, nu mai este nimeni. Tu știi, nimeni.
Toată lumea m-a întrebat de ce nu l-a invitat Horia pe Laurențiu la nunta lui. Păi, întrebați-i pe toți. De ce? I-au blocat telefonul. Nici eu nici n-am mai avut, cum să spun, n-am mai ținut relații. Eu stai, personal, eu n-am nimic. Eu îl respect pe Laurențiu, da. N-am deci... nicio treabă, mai înțeles, dar, cum să spun, nici n-am mai, eu n-am mai vorbit cu Laurențiu, cred că am mai vorbit cu Laurențiu în 2 ani odată pe WhatsApp sau ceva de genul ăsta, deci, mai înțeles, știi? Crede-mă că din noi toți, ce grup eram, ce gașcă frumoasă, bun, cum eram împreună. Povestește-mi că tu ai har. Ce s-a întâmplat în sală? Eu, deci eu am ajuns, tot rugam. Țigănia a făcut-o el? Păi nici nu... Sau cum a fost? Deci nici nu se putea discuta când a apărut cu... Deci a fost ultima, sau trebuia să fie ultima înfățișarea noastră după atât de mulți ani. Cât? Trei. Da, așa, da. În care eu n-am vrut nimic. Măi, eu n-am vrut nimic. Eu am spus doar păstrez numele ăsta deocamdată. Până ajung să-mi schimb social security în actele americane, care da, e o nebunie. Să ce tot ai, mă, cu asta? De ce? Nu, hai să te întreb ceva. Fii atentă. Înainte să-mi povestești. Dar vreau să-mi povestești tot. Da, cu harul tău. Fii atent. Niciun... Fii atent. Nu, vreau să-mi povestești tot. Fii atent. După părerea ta, da, sincer, apropo, da, care nume este mai mare? Ana Maria Prodan sau Prodan sau Reghecamp? Păi n-aș vrea să fiu... Nu te întreb sincer, care e părerea ta? Dacă mă întreb pe mine și dacă întreb probabil jumătate din România asta, este vorba de numele de Prodan. De ce? A fost cineva înaintea mea, mama mea, care a fost monument, titan. Monument, titan. Deci care e mai mare, Prodan sau Reghecamp? Prodan este mai mare. Numai că pe mine nu m-a chemat niciodată Prodan. Pe mama mea, când s-a căsătorit, n-a mai chemat-o Prodan pe acte. Dar lumea te știe de Ana Maria Prodan. Da, dar noi vorbim acum de acte. Da. Da? Bun, și acte. Atunci dacă numele de Ana Maria Prodan este mai mare decât... Nu, brandul Prodan e mai mare decât brandul Reghecamp, corect? Păi și în, de ce atunci ții la numele ăsta de Reghecamp? Stai să-ți explic de ce. Una la mână. Pentru că întotdeauna aveam fostul soț Dumitrescu, numele de fată Tănase, Prodan mă strigă toată lumea, Reghecamp devenită prin căsătorie. Aveam 4 nume. Lumea era debusolată, nimeni nu știa cum să mă strige. Mergeam cu copiii, toți 3 copiii noștri și al lui Luca, toți 4 copiii noștri, fiecare avea alt pașaport cu alt nume. Da? S-a născut Laurențiu Junior și a zis, mă, copilul, fetele sunt mari, sunt majore, deja nu au niciun fel de legătură. Dar eu plec cu copilul meu, minor. Pe mine mă cheamă într-un fel, pe copilul ăsta îl cheamă în alt fel. 2 la mână. Eu am cetățenie americană. Ca să mă duc acum în America, să stau cu avocați, să pierd timp prin America, să-mi schimb numele și social security implicit. Care e pe Reghecamp. Care e pe Reghecamp, normal. Da, așa. Păi este o nebunie, este ceva să-ți schimbi identitatea. Din nou, alte acte, du-te, amprente. Deci este o nebunie. Am zis, domne, rămân pe numele ăsta deocamdată, îmi termin ce am de construit în România, să învăț eu fetele liniștite la casele lor, după care, când Laurențiu Junior hotărăște să plecăm în America, m-am dus, am renunțat instant, crede-mă. Instant. Crezi că mi-aduce vreo mândrie? Nu. Dar toate transferurile mele internaționale sunt Ana Maria Reghecamp. Da? Toate actele mele de promotor de box internațional și profesionist pe Reghecamp, la licențele, am înțeles, da, da. FIFA, Ana Maria Reghecamp. Deci este o tevatură de care, crede-mă, că în momentul ăsta nu mai am nervi. Nu mai am nervi. Practic, să-ți creezi o nouă identitate. Despre asta e vorba. Mai ales în America. În acte vorbesc. Da, în mai acte. Ales în America. Tocmai asta spun. Deci nu este că, Doamne ferește, cine a inventat numele ăsta? Horia. Nu sunt această firfizoancă care vine aici și spune cine sunt eu. Măi, eu când zic sunt Ana Maria Prodan, se face liniște. Horia, se face liniște. Nu mi s-a întâmplat să mă duc odată undeva să spun să rămână. Cum spun eu? Și bărbatului, și femeii de serviciu, și directorului, și tuturor. Sunt Ana Maria Prodan. Ați putea să mă ajutați? Deci mă iau în brațe, mă pupă. Doamne, ce frumusețe, ce caracter, ce familie, ce ați putut să construiți? Peste tot. Ieri am fost la tribunal. Horia, toți gardienii, toate grefierele, oamenii, că știi că s-a mutat și judecătoria Cornetu, după ce s-a mutat tot la Buftea. Deci lume ca la balamuc. Deci am avut ședință foto. Am avut ședință foto. El cu toți. Stătea cu toți. El stătea într-un colț. Și nu-l băga nimeni în seamă?
un gardian a trecut, a, domnul Reghe, cam faceți o poză și cu mine. Stătea și se uita dintr-un colț la mine și deci am zâmbit. Ca să terminăm cu numele, deci doar ăsta e motivul principal, bătaia de cap? Atât. Păi deci, ce altceva ar fi? Că eu sunt Ana Maria Prodan. Poate ești mândră de numele de Regenkamp. Dar l-am inventat numele ăsta, l-am construit cu greu nu un an. Nu mai ești mândră acum, nu? Sunt mândră de ceea ce am făcut eu până la momentul decăderii lui. Am înțeles. Bun, ce s-a întâmplat în sală? În sală ne-am pomenit, chiar am vorbit, i-am scris niște mail-uri, te rog, hai să închidem, Bebeto îi dă mesaje, te rog, închide, mă faci de râs, îmi e rușine la școală, nu mai pot să ies nici la fotbal, am 17 ani, fac 17 ani. Da. Nu, nimeni nu răspunde, n-are nimeni treabă. Am încercat eu, mai au trecut 3 ani, copilul tău a crescut, e mai înalt decât tine. Vino să-l vezi, vino să vorbești cu el, hai să vorbim. Am încercat când a început nebunia cu Craiova, hai să-ți plătesc eu aceste datorii. Haide să mă duc la Mihai. Stau ai de vrut vor... să-i plătești datoria? Dar normal, și acum vreau să-i o plătesc. Cât e datoria? Nu știu cât. Că 300 de mii, cât a rămas? Atât și vorbind cu cei de la Craiova, cresc în fiecare că zi. Că sunt penalitățile. Penalitățile nu? Cresc unde în fiecare zi. A ajuns la vreo 500 de mii acum, nici probabil, nu? Nu știu la cât, nici nu, nu vreau să mă mai gândesc. Așa, nu? Probabil. Îți dai seama de atâta timp, nu? Că este o hotărâre definitivă. Le luăm pe toate. Zim cu sala, că-s curios. Ce a intrat în sală și a venit cu martorul lui. Da. Martor, eu când l-am văzut, Doamne ferește, deci în familia noastră, tu ai fost în familia noastră, noi n-am avut așa ceva. Noi n-am avut arestați prin Olanda cu credit card-uri, noi n-am avut între noi celebrul, cum titrează ziarele, celebrul arestat prin Amsterdam Dinte. Un paparazzo pe vremuri care lucra pe la un ziar de scandal. Nu aveam treabă cu el, a venit la mine acum câțiva ani. Laurențiu a venit cu acest martor. A venit cu acest și martor. Și tu cu cine te-ai venit? Iar eu am venit cu Lena, fiina noastră, care a fost martor să povestească ce familie cine frumoasă. Cine e Lena, soția lui Gabi Enache? Lena Enache este soția lui Gabi Enache. Fiina noastră, i-am botezat copilul. Bun, Laurențiu, și de ce zici că a făcut cir, Laurențiu? Ce a făcut Laurențiu? Măi, a venit cu acest băiat. Doamne ferește, Horia, deci noi ne uitam. Eu când mi-am dat seama cine e, am zis, Doamne ferește, n-ai cum să te asociezi, i-am zis pe hol până să intrăm, Laurențiu, tu n-ai cum să te asociezi, ai făcut atât de multe greșeli. Cum să-ți asociezi tu imaginea și numele cu așa ceva? Tu ai pus numele omului ăsta pe Google să vezi cine este? Am avut noi în familia noastră așa ceva? Râdea. Ce mă interesează, domn, pe mine l-a venit aici să zică ce știe? Băi, omul ăsta nu ne cunoaște. Nu? Mă rog, a venit Lena, care i-a zis, bună ziua, Nașu, nu i-a răspuns. Nici lui Enache, că a venit și Gabi cu noi. Lena era neagră și mesana. Zice, atâta, nu știu, cumva dispreț. Zice, nu m-a încercat niciodată. Zice, atât de rău ne-a făcut acest om, gratuit, încât eu nu înțeleg. Și am spus, ce ți-a făcut rău, Lena? Și a zis, în primul rând, ne-a sunat și ne-a amenințat într-un hal fără de hal. Deci eu am zis, Lena, el a mai făcut niște greșeli de genul ăsta și este pe YouTube cu amenințările, cu moarte, cu tăiate, tai, și te ce fac. A amenințat-o pe Lena? Că dacă vine la proces la fond, deci acum un an, da, îi distruge cariera lui bărbatul, da, îl sună pe Mititelu, da, îl dă afară de la echipă, îi închide cariera, așa, să aibă mare, mare grijă, Lena, care o fată, o fetiță. Mă, tu îți dai seama? Cum? Laurențiu a amenințat-o de fetiță pe Lena? Da. Nu pot să cred. Deci, măi, toate astea sunt înregistrate. Și Lena, de frică, nu s-a prezentat. Ce ai zis de fetiță lui Lena? Să aibă mare grijă că dacă se prezintă la proces la mine ca martor, da? Să nu uite, Lena, care o fetiță, care e părăsită. Mă, tu înțelegi? Adică niște... Laurențiu a început să facă, să o ia pe un drum, băi, al pieirii. Măi, nu e prima dată. Păi prima dată abia l-am scăpat. Abia am convins-o pe fata amenințată. Da? Fata care spunea că are legătură cu domnișoara lui, mama copiilor lui, că o cunoaște bine, că au tatuaje la fel, ceva rău. Abia am convins-o pe fata aia să nu folosească înregistrarea și să-și retragă plângerea de la secție, să nu cumva nici să gândească să-i facă răul lui Laurențiu. Vin, știu unde stai, te aștept, mă, t-ai bolnavă, stai să vezi. Deci ceva... De ce? Amenințări mafiote. Băi, tu înțelegi? De... Astea sunt amenințări cu moartea, astea sunt amenințări cu viața. Doamne.
Dar nu, eu, mie nu vine să cred. Eu până nu le aud, mie nu vine să cred. Dar că îl văd pe Laurențiu, adică... Băi, eu i-am spus. Cum deci să Lena, fac Laurențiu așa ceva? Măi, Lena a venit în instanță și a spus așa. Adică mă șochez, efectiv. Deci Lena... Astea sunt amenințări de mafiot, nu sunt amenințări de elegantul Laurențiu Reghe în camp. Oria, sunt înregistrări. Omul care le știe toată lumea. Lena, de frică, le are pe toate. A spus, domne, eu le predau, pentru că nu se poate așa ceva. Nu a, se și poate. Vrea să le predea? Dar le și duce, da. Deja s-a discutat dosarul, avocatul Oleg Burlacu. Un dosar foarte periculos pentru Laurențiu. Este ceva rău, este ceva. Și spuneam acolo, uite așa eram unul lângă altul. Oprește, te rog, te implor, Laurențiu, nu intra în așa ceva. Te rog, Laurențiu. Șmecher. Bine. A cerut avocatul, da, să se trimită direct către procuratură dosarul cu mărturiile Lenei, unde va depune toate înregistrările, da? A apărut acest dinte, păi, care are antecedente, el mare. Nu vreau să vorbim de... Nu, păi declarația lui este da. Ceva... Dar declarația e publică? O să fie publică, normal, păi, dar avocatul meu îl dă în judecată pentru mărturie mincinoasă. Uh-huh. Îi spunea judecătorul, domnul Petrișor, nu știu, parcă așa îl cheamă, știți că sunteți sub jurământ, știți că ați jurat să spuneți adevărul, mărturia mincinoasă se pedepsește cu închisoare. Uh-huh. Eu sunt tovarăș la Catarama cu Reghe Camp de 10 ani. Foarte bine că sunt prietenă. I-am zis, nu îl cunoaștem. Întrebați-l, doamnă judecător, dacă a fost vreodată în casa noastră. Nu, niciodată. Păi cum suntem prieteni dacă n-ai fost în casa noastră niciodată? Ai fost la vreo petrecere în toți anii ăștia, 16 ani? Nu. Păi și atunci cum poți să spui? Păi eu știu, domne, că eu eram cu paparații, făceam anchete din astea, el făcea niște anchete din astea cu aparatură, cu... Da, așa? Meseria lui, nu meseria e treaba lui, noastră, da. Și spunea lui Reghe Camp, în toți anii ăștia îi dădea raportul lui Reghe Camp, cât de nenorocită sunt eu, cât de ușuratică sunt eu. Dar e adevărat că te-a făcut Reghe Camp prostituată în tribunal? Păi a spus că toată viața, nu cu cuvântul ăsta, dar martorul a venit, martorul lui, și a spus că eu m-am întins cu tot fotbalul românesc, a dat și nume, ferească Dumnezeu, nu, deci de oamenii aia, deci tot fotbalul românesc, cei mai importanți oameni din fotbalul, toți! Tot ce este spuma fotbalului. Da. Gigi, Giovanni, Cristi, Borcea. A dat nume în tribunal? Nume! Cum, în timpul audierii de acum două zile? De în aseară. De aseară. Că tu te-ai întins cu oamenii ăștia, cu Borcea, cu... Toți. Și îl întreba judecătorul. Dar aveți probe pentru așa ceva? Mă, a zis cine? Dinte sau Reghe a zis asta? Dinte, martorului Reghe. Reghe era Reghe el. Ce zicea? Da! Era fericit. A, și că tu ce, că ești, Reghe ce a zis? Că tu ești ușoară, că toată viața ai fost o femeie ușoară și că l-ai înșelat cu toți. Cu toată lumea. A zis și Reghe asta, dar nu a, cu... Da, și el a, păi, și el a fost audiat. Păi și cum, și te-a făcut prostituată Reghe în tribunal? Păi mama copilului așa a fost, mama copilului lui și Ana Maria Prodan, în viziunea lui, de aseară era așa. O prostituată. Da, avocatul va scoate de la grefier tot când se închide ședința frumos. Mamă. Tot mergem frumos, ca să nu mai stăm, să ne certăm. Nu mai, e vorba avocatului, băiană. Păi nu te bucur că să câștigi bani? Să vină și el, să vină și dinte ăsta, cum îl cheamă. Da, cum să zici de tine în tribunal că, bă, nevasta mea s-a întins, deci, cu... Tu înțelegi, Reghe, să zici că nevasta mea s-a întins cu tot fotbalul el românesc dădea... și că erai o ușuratică. Măi, cine? Da. Dar niște declarații, că am furat niște chei de la Master Key, de la un hotel din, nu știe exact, Călăraș, Astra, nu, era total pe din afară. Că m-am dus, l-am bătut pe Dan Alexa, am aruncat, a venit poliția, am aruncat haine, am tăiat hainele, le-am aruncat pe geam, a venit patru... Că erai geloasă pe Alexa sau cum? Ceva de genul, că nu? Că trăiam cu Alexa, eu eram cu Alexa cuplu. Și ai tăiat hainele lui Alexa? Am tăiat și iubitei lui Alexa și lui, le-am aruncat pe geam, de la hotel, de la un etaj, a venit lumea. Poliția. Toată lumea și recepționerul a chemat pe el, care a venit el cu aparatură, dar n-a mai apucat să filmeze, că nu și-a dat seama, dar... Păi, dar cine este recepționerul, întreba judecătorul? Nu mai știu. Păi și la ce hotel era? Nu mai știu. Păi și, domn, stați o secundă, da, dacă a venit atâta lume, a întrebat avocatul meu, dar tu erai la ziar de scandal, de cine da subiectul ăsta, că era ceva extraordinar, nu? Da.
Păi m-a rugat, păi asta vreau să te întreb. M-a rugat Reghe cam să nu-l dau. Păi dar asta, în ce an se întâmpla? În ce an? Nu mai știu. Păi nu, dar asta era subir, de ce nu l-a dat? Măi, nu era subiect că tu ai tăiat hainele iubitei lui Alexa și lui Alexa și ai aruncat hainele? Și lume, ca la Balamuc și pe proprietarul hotelului. Păi de ce nu l-a dat, Ana? Că ăsta era subiect de breaking news. Măi, Horia, mă uitam la ei, la amândoi, și am zis eu la un dat, vă rog să consemnați, doamna grefier, tot. Vă rog din suflet, cu amănunte. Domnul judecător, vă rog să-l întrebați. Unde s-a întâmplat, la ce hotel, cu ce patron a vorbit, cine i-a vândut acest pont să vină, că eu sunt acolo, unde stăteam eu acolo, la ori făcea. Păi ea stătea, ea un an de zile nici nu a venit prin, pe la mine, ne vedeam o dată pe an. Nu l-a crescut ea pe bebe. Măi, mă uitam la el, deci mie nu venea să cred. A zis, bă, orice, până, deci n-ai cum să decazi așa. De ce ai face asta? Ca să dovedească că acest mariaj s-a încheiat din cauza mea, câte infidelități și cât de nenorocit am fost eu. Da, mă, dacă vezi, doamne, ai fost o femeie ușoară și s-a încheiat mariajul. Păi mă, dar și dacă era așa, nimeni n-are nicio dovadă? Nu, n-avem dovezi. Bun. Domnul Petrișor, n-aveți nicio dovadă? Nu aveți filmări, n-aveți înregistrări, n-aveți martori? Nu, dar este, știu eu, mi-a zis mie un recepționer. Păi dacă nu știți hotelul unde ați fost, dacă nu știți ce s-a întâmplat, nu cunoașteți patronul, nu cunoașteți nimic, cum facem, cum? Pe Ana Maria Prodan Reghe, că am făcut cunoașteți, am văzut-o 3 minute în viața mea. Zic, atât m-ai văzut tu pe mine în viața ta? Dar zic, hai să facem altfel. Pe WhatsApp avem, doamna judecător, poți să mă apropii? Pe WhatsApp. Până pe ce dată ați vorbit cu doamna Reghe? O dată în 17, 18, nu mai știu. Da, bun. Păi avem aici, da, pe WhatsApp, numărul tău de telefon, toate amenințările și tot ce voiai să faci tu cu mine, să-l facem de râs pe Reghe Camp. Da? Eu eram rănită. Martorul? Martorul era. Martorul Reghe, el în trecut vroia să-l facă de râs pe Reghe Camp? Cu dovezi, Horia, pe WhatsApp, scrise. Mă, tu-ți dai seama, era hilar. Râdeau judecătorii, râdeam noi la un moment dat. Nu mai era supărare, era deja ceva hilar. Unul din judecătorii completului de judecată îi spunea, dar să știți că sunteți sub jurământ, să aveți mare grijă, vă rog mult. Deci, când îi spunea, se speria, dădea puțin înapoi. Iar, nu știu, dar dacă trebuie, eu aduc pe patronul de la hotel, pe recepționer. În dimineața asta vorbeam cu patronul hotelului, care mi-a zis, nu, eu dar nu. Dar la ce hotel a zis el că a fost? Prezident! Nici nu există așa ceva la Călăraș, nu. Nici nu există. În Călăraș s-a întâmplat asta? În Giurgiu, în Călăraș, nu mai știu anul, nu mai știa data, nu mai știa când. Când era Dan Alexa antrenor la Călăraș și juca cu Astra, păi Călărașul era în Liga 2. Bun, și Laurențiu ce a zis el? El era Laurențiu. Mândru, foarte mândru nu, și fericit. Și el ce te-a acuzat, el cu gura lui Laurențiu? El când a văzut ce se întâmplă, că este hilar totuși, că avocatul lui săracu era disperat. Da? Eu când am arătat mesajele cu acest băiat, îmi cerea 300 împrumut, să facem, stai că ți-aduc eu, stai că uite, spun eu ce voia să-ți facă Gigi Becali, tot avem, îți dai seama, tot. Ce vrea să-ți facă Gigi Becali? A, feras, nu vreau să intrăm în asta, că e ceva, o să le depun la instanță. De săracul Gigi, nici nu vreau să deschidem subiectul ăsta, că e un om cu frica lui Dumnezeu, n-are timp de așa ceva, nici Borcea, nici el, nici Giovanni, nici Victor, deci le pun la instanță și de acolo să plătească băiatul ăsta tot ce a făcut. Deci crede-mă că este o nebunie ceea ce a făcut și în instanță, ceea ce a făcut și aseară la emisiunea lui Capatos, unde povestea și spunea Capatos de 10 ori, Horia, oprește-te, capete de acuzare unul după altul faci, oprește-te că n-ai dovezi, ai dovezi? Nu, da, nu e problemă, că e ok. Vorbea lumea, că ea lucra în fotbal și vorbea lumea. Băi... Bun, Laurențiu, și Laurențiu ce a zis? Se bucura. Bun, și el ce a zis? El ce a zis cu gurița lui Laurențiu? El când a fost chemat, l-au evacuat, da. S-a terminat asta, da. Mulțumim mult de tot. S-a consemnat frumos. Și a venit Laurențiu. I-am arătat, după ce a văzut doamna judecător, mesajele omului, da. Ale martorului lui, cum vorbea de el, cum îl înjura pe Laurențiu Reghe, cam pe mesaje. Da. Da? Și poze, și ce îmi dădea, cu cine trăia Reghe, ce făcea, unde se ducea, că îmi dă el tot, așa. S-a ploștit Reghe. I-am zis, bă, Laurențiu, de-aia este așa de față cu toată lumea în sală. Măi, Laurențiu, mă, cât de mare am fost noi să ajungi tu cu așa ceva lângă tine. Tăcea. Că lasă-mă pace.
A venit Lena. Deci la superlativ, Horia. Cea mai frumoasă familie. N-am văzut ceva mai frumos. Exemplul meu și al vieții mele. Ana Maria, ceva unic. Nimeni n-a luptat pentru familie și să spună bărbatul cât mai sus, cât mai sus. S-a lăsat pe ea, s-a certat cu toată lumea pentru soțul ei. Nu i-am văzut toată certându-se în casă, bătându-se, ce spunea martorului Reghe Camp, că ne-a văzut cum ne omoram în casă și ne băteam. Deci nu... Și Laurențu ce zicea de ce Elena? Păi era blocat, că el a crezut probabil în nebunia lui. Dar de Lena și amenințat-o. A, de Lena a fost hilar. Deci Lena vorbea foarte frumos, foarte frumos. Nu mai era superlativ de el, nașul meu. Așa? Nu cunosc, domne, pe asta. Nu cunosc. Noi, dar noi ne-am oprit toți. Avocații, judecătorul a întrebat încă o dată. Puteți să repetați care este relația noastră cu familia? Păi nașii copilului meu. Prieten de familie, de ani de zile. Și Laurențu ce zicea? Nu, cu nu, n-a fost niciodată asta în casa mea. Eu n-am fost omenaj, nu mă interesează. Nu, n-am nicio treabă, domne, cu asta eu. Cum să nu o cunoștea? Bă, la care Elena zice... Voi, Elena cu Laurențu întâlnește de sute de ori, nu? Sau... Păi tu nu și la Revelion, da, a fost toți împreună. Da, da. În Abu Dhabi. Da. Păi, deci... Era... Și cum zicea Laurențu? Nu, domnule, nu mă interesează, nu știu, eu n-am fost în biserică, eu n-am botezat, nu mă interesează nimic. Și Elena făcea, domnule, judecător, îmi cer scuze, ci eu sunt siderată. Zice, nașul nostru, nașul copilului, a avut meci în Emirate. Ana Maria a venit, da, normal, cu cel mic să-l boteze pe băiețelul nostru. N-avea cum să plece Laurențiu și noi am înțeles și noi am asumat chestia asta, că s-ar putea să aibă meci și să nu poate să vină. Și soțul meu e fotbalist. Și știm. Da. Nici cel de multe ori n-ajunge. Nu? Da. Nu o cunosc, domnule, nu mă interesează. Deci, mă, era... Ia zi, domnule, trebuie să depunem atunci reality show-urile, poze, revelioane, grătare, zile de naștere. Da, chiar, nu cunosc. Nu, habar n-am cine. Nu. Să plec, da. Nu. Cine bun, asta? Și ce a zis la final Laurențiu? A dat înapoi? Da, pe final a dat înapoi că și-a dat seama, cred, de gravitate. Uh-huh. Am ieșit amândoi din sală, m-am uitat așa la el și i-am zis, Doamne Dumnezeule, am impresia că n-ai înțeles nici când eram împreună cât de mult am construit, ce am însemnat pentru România și internațional, că nici astăzi nu mai este nimeni ca noi. Așa. N-ai înțeles... că ai jucat finală de Champions League cu mine alături, cu un sprijin de care niciun bărbat pe lumea asta nu are atât de mult noroc, crede-mă. De o dragoste și un respect pe care, și o obsesie pe care nicio femeie nu cred că le poate dezvolta pentru un bărbat și pentru familie. Uite așa făcea. Cum făcea? Uite așa. Și nu ți-ai zis nimic? Niciun cuvânt, niciun dicton? Lasă-mă pace. Să nu mă execuți pentru pensia alimentară. Mă, tu înțelegi? Ia zi, măi omule, te rog, uite-te la mine, uite-te cum arăți. Ce s-a putut întâmpla cu tine, te rog să-mi spui în anul ăla? Sau cum? Măi, Horia, are niște pungi până aici. I-am zis, mă, te rog, uite-te la nuntă, la ultima noastră nuntă. Da? Cum arătai? Cât de mult te îngrijam noi, copiii, tati, soarele. Ții minte, nu făcea nimic, nimic, nimic. Era soarele nostru. Și uite-te cum arăți astăzi. Ce? Ce sunt urât? Sunt foarte frumos. Măi, Laur, du-te la control. Nu e de frumusețe, du-te la control. Deci uite-te. Că ai arătat că ce, care... Pungi, desfigurat la față. Ia să te rog, du-te, vezi cu ficatul, vezi ce se întâmplă, fă-ți analizele, te rog eu. Mm-hmm. Bana, dar zi-mi ceva, tu-l mai iubești pe Laurențiu? Dar nu o să mai pune problema de iubire. Ba da. Nu. N-ai cum. Când cineva... Nu, îl mai iubești, da sau nu? Nu. N-a mai rămas nimic? Nimic, nu, decât un dispreț, Horia, și o milă, și o silă... Profunde, deci... Nu știu cum să-ți explic sau cum... Explicam cu cuvintele tale, că știi că ai talent. Horia, când un om pe care l-ai luat de la minus infinit... Adică, stai ca să înțeleg, te-ar interesa astăzi mai mult de o furnică care trece pe masă acum decât de Laurențiu? Da. Da? Da, aș proteja-o foarte tare pe aia. Pe furnică? Da. Deci mai mult te-ar interesa soarta furnicii decât soarta Laurențiu? Doamne, soarta oricui pe pământ o să mai puțină... Nu, o furnică. Atât, nu-i doresc rău. Dacă treci o furnică, te interesează mai mult decât ce face Laurențiu. Dar normal. Da, normal.
Pentru că acea furnică sau oamenii ăștia care au stat și m-au susținut pe mine, niciodată nu și-au permis să vorbească cum a vorbit Laurențiu Reghecamp. Tu l-ai auzit vreodată pe Laurențiu Reghecamp înjurând? Nu. Nici nu-i stătea bine, tu ți-aduci aminte? El e un tip elegant, adică eu așa deci l-am cunoscut. Nu mi-aduc aminte în toată căsnicia mea cu el. Și ce, te-a înjurat la tribunal acum? Doamne ferește, dacă tu vezi cum înjură. Eu prima dată... Cum te fac că Laurențiu Reghen ca femeie ușoară și prostituată, mama copiilor? Cum să te fac în tribunal? Horia. Mă, în tribunal, dar nu înțeleg. Peste tot, și în mail-uri, și peste tot. Dar în tribunal, eu asta nu înțeleg. Peste tot. Peste tot, la oricine. Deci să înțeleg că până și tu ai fost șocată de ultima asta pentru de el? Noi, pentru mine, da? Deci a fost ceva așa, eu stăteam. La un moment dat ridicam ochii din bancă de acolo și mă uitam în ochii doamnei judecător, în care... cumva se uita la mine, nu știu, și cu admirație, dar și cu milă, cumva, știi? Adică, ce e asta? Bun, Ana, hai să te întreb ceva concret. Tu ai spus că tu nu ai cerut nimica la această... Da, bun, ce cere el? Păi el a deschis singur... Zim așa, 1, 2, 3. Păi că zic așa, deci el a deschis singurel din proprie inițiativă un dosar ca judecătorul să stabilească pensia alimentară, în condițiile în care nu i-am cerut niciodată nimic. Ok. Da? Atât i-am zis, mă, dacă pot să particip la școala copilului, că este scumpă, nu e la școală. Cât e școala lui bebetul? 24.000 pe an. 24.000. Plus, dacă vrei să participi la individualizare, fotbal, recuperare medicală, haine... Deci, nu știu, probabil că o fi bebetul vreo 60.000 pe an, nu? Așa. Nu, o medie de 5.000 pe lună. Așa. Cam așa. Mă, dacă vrei, da? Ești binevenit. Ia copilul, mergi cu el la masă, vezi că a crescut și el, are și el iubite, merge și el la restaurante, da, merge și el la film. Da. Niciodată nu l-a interesat. Horia. Bun, dar ce a cerut el? Explică-mi și pensia alimentară. Să-i stabilească judecătorul lui, în condițiile în care, repet, încă o dată, nu i-am cerut niciodată, să-i stabilească judecătorul câți bani să plătească. Și el cât vrea să plătească? I-a stabilit 2000 de euro pe lună, judecătorul. Și el zice că e prea mult? A zis atunci, la vremea respectivă, râzând, când el câștiga 15.000 de euro pe lună la Craiova, da. Dacă faci o socoteală din punct de vedere legal, eu nu am înțeles niciodată instanța cum a hotărât așa ceva, dar nu mai comentăm, că știi că se laudă peste tot că el face, cumpără, el cu toți prietenii lui, influenți, cu nașii, cu ăla, el cumpără tot. Bine, am tăcut din gură. 2000. Da, mă, să-i dea copilului. Banii oricum ea, nu mai bebe. Nimeni altcineva. Dar îi dă? Păi i-a dat-o 2 luni, după care i-a dat după 6 prin executare, silită. Bun, și acum ce a zis judecătorul? A păstrat ăștia 2000? Nu mai vrea să-i plătească pe ăștia 2000. A, nici pe ăștia nu mai vrea să-i plătească? Nu. Ar mai vrea să dea niciun ban? Ar putea undeva, poate minim pe economie, un... 4000 de lei? Cât e... 30 de milioane de lei vechi, da. Poate ar putea, cu toate că el n-are niciun venit și nici pe ea nu poate. Am înțeles. Bun, ce dar mai eu cere? Spuneam, dar nu vreau, nu mai... Mă întreba pe mine, la un moment dat, doamna judecător, dar dumneavoastră ce cereți? Doamne, nu cer nimic. Doamne, dacă vă arăt cheltuielile mele cu copilul meu pe lună, păi numai benzina în mașina noastră, mașina copilului cu care merge, școală, antrenament, recuperare, individualizare, 100 de euro pe zi, aproape eu... Da, înțeleg. În mașina mea. Da. Deci eu nu, eu Sana Maria Prodan, eu cer de la Reghecamp. Păi Reghecamp face rău toată viața de la mine și de la mama mea. Am ajuns eu să cer vreodată vreun leu de la Reghecamp. Ce mai cere Reghecamp? Numele nu are voie să-l poarte. Mă, băiatule, încă o dată, ți-am explicat de ce și dacă ne gândim puțin la cum au fost cam toate reality-urile noastre și importanța numelui, a fost Prodanca și Reghe. Bun, ok, am înțeles. Da? Deci, bun. Să nu mai plătească pensie așa, să nu mai poarte numele. Mai departe, 3. Și căsătoria să se desfacă, pentru că eu am fost această... Ușuratică. Ușuratică. Da. Da? Și că te-ai întins cu tot fotbalul românesc, da, în timpul lui și că de-aia el a plecat. Da. Bun, acum... Eu m-am uitat. A fost un martir, 17 ani, s-a prezentat la ultima nuntă, neștiind... Dar nunta a fost transmisă în direct de Antena Stars la vremea respectivă. Tu știi cum e, că și tu dacă filmezi, tu ai și tu. Ai voie să intri, ai voie să filmezi, sunt niște reality. Că nu și-a dorit în viața lui și că n-a vrut și că făcea un scandal monstru să nu fie în reality show. În condițiile în care l-a semnat cu mânuța lui și a dat dreptul la folosirea imaginii, tot. Da. Înțelegi? Deci e fără cuvinte tot ce se întâmplă. Mă uitam așa la el când depunea mărturie. Tot sub jurământ, Horia. Mărturie sub jurământ. Ce zicea?
că s-a chinuit atâția ani, că nu ne-am înțeles niciodată, că scandalurile începuseră în permanență, că nu mai știa ce să facă. Întreba avocatul, domnule, stați o secundă, că deja o luăm pe altă pantă. Păi cum puteți să cere să se desfacă, sau că Ana Maria a avut vreo legătură cu plecarea ta de acasă, Laurențiu, cu ai făcut un copil în timpul căsniciei. Copilul, dacă luăm după lunile, cât stă copilul la mama în burtă. Eu am citit, mă documentam pentru emisiune, apropo de faptul că tu ești acuzată că te-ai întins cu tot fotbalonesc și a spus-o aseară cu subiect și predicat la Orențiu în instanță, că ești, mă rog, n-a folosit cum, a zis că ești prostituată, mai, că de asta, despre asta e vorba. Că toată lumea vorbea și iară se sucea și iară încerca să o dreagă. Dar eu văd aici că la Orențiu, la podcastul Bursucu, el a povestit că atunci când el era însurat cu tine, el s-a cuplat cu Corina. Da. Când era însurat cu tine. Da. Și povestește așa, în felul că e și puțin amuzant. Da. Zice așa la Laurențiu, aici am râs puțin, recunosc. Păi, toți. Eu sunt romantic. Uh-huh. Am dus-o la restaurant. I-am dat niște creveți de-aia mari în Dubai. Da. Și i-am zis, uite, am comandat ceva să mâncăm, sunt cei mai buni creveți. De ale mele prostii, zice el. Uh-huh. Și îmi spune Corina, erau patru. Tu ai mâncat trei, eu am mâncat unul, eram moartă de foame. Tu realizezi? Hai mă, lasă-mă, că e amuzant. Îmi era o foame de nu mai vedeam. Și tu ai zis, eu m-am săturat. I-a zis Laurențiu lui Corina. Așa, așa. Eu m-am săturat, nu mai mâncăm nimica, i-a zis Laurențiu. Așa, am mâncat eu trei. Păi eu m-am săturat, nu mai mănânc nimica. Tu mai vrei ceva? Întrebat-o la Laurențiu, mă, Corina. Și normal, ea ce putea să zică? Nu, ce era? Că i-a fost jenă să zică. Mereu îmi spune de atunci, Corina, când mâncăm creveți. Patru, mănânci tu trei, te-ai săturat și apoi nu mai mâncăm nimica. Aveam niște prieteni în comun, ne-am întâlnit, i-am scris, am vorbit, a fost... Adică el spune aici că în timpul relației voastre, practic, nu? Că, repet, sunt declarațiile Laurențiu de la podcast. Dar asta cu creveții. Cu creveții, ce poreclă ai pus la asta cu creveții? Că ai pus o poreclă. Nu mai, nici nu mai știu, am râs de amură. Crevetele cu gura de aur sau nu mai știu sau... Limbă de aur, am zis eu cum îl strigă lumea în oraș. Nu, ai zis tu cumva. Nu, că... pe doamnă o strigă lumea gură de aur și pe limbă de aur. Nu, ei zis tu aici. Crevetele auriu, nu mai știu. Da. Crevetele auriu, da. Este jenant. Scuze, Reghe, nu-ți mai zic gâsca de aur. Tu ai postat tu. Nu-ți mai zic gâsca de aur, limba de aur sau lache flaușat. Dacă m-a dat în judecat. Încerc să te fac fericit și zic de acum șrimpul de aur. Cu limbuță de aur. Da. Așa e, șrimpul de aur. Da, șrimpul cu limbuță de aur. Da. De poate asta îți place mai mult și nu mă mai dai judecată. Băi. Deci cum ai zis, șrimpul de aur. Da, șrimpul? De aur. Da. Deci este ceva... Deci eu am crezut că mor. Eram în America cu Ronald la masă și eram, fii atent, eram pe Santa Monica Boulevard și am comandat o porție de creveți. Da? Au venit frumos. 6 creveți au venit pe pat de gheață, Horia. Da. Și mi-apare pe telefon. Da. Declarația lui Reghe Cam la Bursuc. M-a murit. Deci a fost hilar. Deci toți prietenii noștri, i-a zis, băi, cât mănânci, Ronald? Te rog, uită-te aici, citește ce a declarat ăsta la podcast, uită-te ce râs a ajuns și spune-mi, te rog frumos, cât mănânci tu, cât mănânc eu, ca să nu ajungem vreodată pe pământul ăsta în situația asta. Și Ronald se uită așa mie ce... Baby, mănâncă-i tu pe toți, că tu nu ești moartă de foame, da? Papă-i tu pe toți. Și i-am zis, baby, papă-i tu pe toți, că eu chiar nu sunt moartă de foame. Deci, băi, a fost. Deci, Horia, tu ți-aduci aminte pe vremuri când... Că a fost, e o povestire comică, dar și... Bă, jenantă. 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 Da, și tu de ce zici că nu ești moartă de foame? La ce te referi? Păi, paralelismul? Adică că nu ești moartă de foame... Mă, pe bune. Băi, de unde a coborât el, Horia? Unde era... În loc să se țină unghiile... Bine, povestea amuzantă, nu e? Hai o să povesti. Da, păi, toată lumea s-a amuzat. Da. Deci, în loc să te ții cu unghiile, să bași unghiile de la picioare în stânca aia unde eu te-am cărat după mine, să faci orice stă în putință, da? Să nu cazi de acolo. După o muncă de 17 ani, tu să ajungi astăzi executat de oamenii din fotbal pe toată bruma aia de avere pe care... Spuneai tuturor că ești miliardar. Dar cum stă cu banii, Ana? Păi uite-te. După părerea ta. Păi nu poate să plătească pensia alimentară. După părerea ta, cum stă cu banii?
Eu cred că dacă de 7 luni nu antrenează, de știe care dreptul înghețat de a antrena, suspendat, da? Păi trebuie să fii nebun dacă ai bani să nu-i dea. Ia bă, aici, cât am, cât consider eu, 200 de mii, ia-ți mă bani aici. Așa. Nu? Păi cum? Deci adică... crezi că nu, crezi că stă rău cu banii? Da. Rău, rău? Adică rău. Praf? Întreabă-l unde-s mașinile, întreabă-l ce ceasuri mai are din toată colecția. Adică ce, aici. Faliment sau ce? Eu așa cred. Adică o să scrie faliment pe el? Eu cred că va avea cel mai tragic final. Exagerez eu cuvântul ăsta, cu cuvântul ăsta faliment? Nu, eu îți spun doar atât. Va avea cel mai tragic final, da? Pe care l-a avut un om din fotbalul românesc. Eu îl cunosc cel mai bine. Eu știu că astăzi el este pierdut, fără busolă, fără nicio... Bun, speranță. Pierdut, pierdut, contează și cu banii cum stai, că viața îți vei. Deci, cu banii, dacă îți spune rotarul și te așteaptă rotarul atât de mult timp și spune, băi, nu vreau să-ți fac rău, dar te execut. El și astăzi, dacă vorbești cu el, îi spune că nu-l interesează, că n-are să-i dea nimic lui rotarul, că nimeni nu-l execută, că nimeni... Îi spunea aseară avocatul meu, în drum ce ieșeam din judecătorie, Laurențiu, ți se va scoate jumătatea la licitație, cota parte. Laurențiu, nimeni nu mai pierde procesul ăsta. Craiova l-a câștigat. Executorul deja a făcut procedura. Ana se va prezenta ca, nu? Prima. Am dreptul ăsta să fiu prima, da? Ca să pot să salvez casa copiilor mei. Eu, când am depus mărturie ieri, am vorbit la superlativ de Laurențiu Reghecanf. În condițiile în care el înainte mă făcuse zob. Zob. Și el și acest dinte. Și am arătat încă o dată ce înseamnă să ai demnitate, forță, și am spus așa, nu recunosc nimic. Nu este soțul meu sau fostul meu soț. N-are nimic de-a face. E o sosie aici, da, în tribunal. Ceva rău. Da. Nu, soțul meu nu a înjurat vreodată, soțul meu n-a amenințat cu moartea pe nimeni vreodată, soțul meu nu făcea greșeli de genul ăsta să sune, soțul meu nici măcar nu răspundea la interviuri. Interviurile tale, Horia, ții minte, toate le am. Când veneau pe mail, veneau pe mail la cine? La mine. Eu făceam tot, unde nu știam, îi spuneam, tati, mai ai întrebarea asta că este tehnic, pur tehnic. Răspunde tu la asta, te rog frumos și trimite lui Horia interviu. Sau unde avea interviuri. Ana Maria era. Eu eram tot. Ana, spune-mi o chestie. De fapt și de drept, totul a plecat și miza a plecat de la bani. E miza, într-adevăr, e miza, a fost miza de o avere de cam, no. cam de... Nu, dar averea care ați făcut-o ajunsese undeva pe la 50 de milioane, e adevărat? Nu, niciodată. E prea, sunt prea mulți? Nu, niciodată, Horia, cam an, tu știi, tu ai fost în casa a, noi. Nu, acum nu știu ce bani aveați voi. Cât a fost? Banii toți erau ai mamei mele. Da. Cât a fost averea maximă care ați avut-o voi? Tu cu Laurențiu, când erați împreună. Păi niciodată n-a putut să strângă nu, bani. Să zicem. Dacă păi avea un contract, să zicem, cel mai mare contract. Cu tot, cu case, cu tot, nu știu, 20 de milioane? Nu, niciodată. 10 milioane? Nici măcar. 5? Cam acolo, probabil. Cam 5 milioane. Ăsta a fost cam maximum? Și cam maxim. Ce am făcut eu cu el. Da. Nu, da. Adică nu, ce a făcut el din fotbal. Da. Nu, ce aveați mă voi bani amândoi și case și tot? Erați la 5 milioane sau mai mult? Cu probabil, tot. Probabil că pe acolo. Cam 5 milioane, nu? Bun, da. Ok. El se baza foarte tare pe mama. Pe averea mamei, pe aseturile mamei, pe terenurile mama mamei. Mama cât a avut avere? O, uriaș. Adică ce înseamnă uriaș? Asta se și poate demonstra. Mama a vândut în boom-ul ăla financiar, de exemplu, 6.000 de metri de teren la Molvitan cu vreo 2.800 metri. Deci ori 6.000? 12 milioane? Sau, a, nu? Păi fost o totală. Păi nu, 3.000, 6.000 ori 3, 18 milioane. Nu înțelegi? 18 milioane? Plus că mama mea a avut avere. Mama mea a strâns fiecare ban. Adică, de fapt, averea mamei tale care a strâns-o se ducea spre 50 de milioane? Probabil că pe acolo. Nu? Cu cam tot, pe acolo. Cu asetul, cu tot, case, cu drepturi, cu case în America, cu, case, cu drepturi. Da? Deci undeva spre 50 de milioane, nu? Dacă l-auzi, cred că asta m-a supărat foarte tare, cât de tare l-a ajutat mama și l-a iubit. Și ca pe copilul lui îl sfătuia, la urmă, mă, nu mai bea, la urmă, mă, nu mai face nenorociri, la urmă, mă, femeile de genul ăsta te vor trage în jos. Și avem martori. Dacă vezi dosar, uite așa, cu împrumuturile lui Laurențiu personale,
de la mama mea. Știi că mama făcea hârtie cu martori. În data de cutare, la Orențiu Reghe, când va veni la mine... Cât l-am promutat, Ana, maică, după părerea ta? Numai ce am găsit eu la mama, după ce a murit săraca, vreo 800 și ceva de mii... De euro. De euro. Așa, din astea mici, hârtiuțe, scrise de mama, așa, pe jumătate de foaie, pe unde el semna, în multe semnam și eu, da? Păi și casa din Belgia, tot mama ne-a cumpărat-o. Cum? Și mama ta îl împrumuta pe el? Da, dar noi nu-i dădăm niciodată bani înapoi. Nu dacă... știu, dar de ce îl împrumuta pe el? Adică... Mama întotdeauna a avut chestia asta. A și fost deși... feblețea ei? L-a iubit foarte tare mama. Da, și-a încercat, și-a încercat foarte tare să explice că noi aveam în familie și Laura a avut în familie niște probleme și mama explica să nu care cumva să se ducă în zona aia. Și tu știi problemele. Și eu îi spuneam, și el îmi spunea mie, să nu mă lași niciodată să decad așa. Să nu mă lași niciodată să ajung așa. Și eu îi spuneam, tata, întotdeauna am să te susțin și n-am să te las. Noi am trăit împreună ca familie, da? Unde tu erai prezent, foarte multe episoade cu alcool. Îți aduce aminte eu că exista. Beam. Tu nu. Tu știi că știu, nu. Niciodată. Îți aduce aminte... Nu, un episod nu le-am avut niciodată, cum a ferit Dumnezeu, da. Știi că nu... Îți aduce aminte ziua lui Laurențiu Reghe Camp la Isoleta? Nu mai știu. Cu Florian Walter, anturajul nostru. Da, nu, îți dai seama. Îți aduce aminte că l-am luat forțat? Forțat de lângă voi? Ba da, mi-aduc aminte, da. Și știu că te-am înjurat toți. Da. Toți te-am înjurat. Da, și așa am înjurat toată lumea. Da. Pentru că știam exact care e momentul când... Trebuie să plece să nu-l vadă cineva. Veneam, îl luam. Și am zis lui, ce faci, mă, unde pleci? Ce ți-a zis Brodan ca să pleci? Da? Nu știi că i-am toți zis. Toți m-ați făcut zob. Frână, strici petrecerea și nu știu ce. M-ai înțeles? Da, știu. Dar de ce l-ai luat? Că... Pentru că eu știam ce urmează dacă îl las acolo. Da, nu e că se simțea bine. Acolo ai fost excesivă totuși. Tu gândește-te că l-am păzit ca pe moaștele sfinte. Mamă, ce te-am înjurat atunci toți. Știu. Păi ne-ai stricat o cheful. Păi râdeam alea și la Orențiu dimineața. Era în formă. Era 7 dimineața. Nu, era 7 dimineața. Da. Nu, era 2 dimineața, cred. Nu, ba. Era 7 dimineața era. Și du-te, când am vrut și am țipat la voi și am vrut să arunc scaunul atunci. Ana, crede-mă, eu mă cunosc pe mine, nu stau până la 7 dimineața. N-am stat nici la nunta mea până la 7 dimineața. La 6 jumate am plecat. Era 6, hai. Nu, era 2. Nu, ai venit tu, te-ai înfoiat tu, Laurențiu, acasă, trece acasă, nu știu. M-ai înțeles? Țipai la el, m-ai înțeles? Știi ce-ți făceam dacă eram bărbat? Nu? Ce-ți făceam? Știi ce făceam? Dacă tu aveai problemele alea... Nu. Te luam pe sus și spuneam, Ana, dispari. Da? Nu jur că așa spuneam. Eu dispari. L-am păzit. Să nu mai îmi vorbești în viața mea vreodată de față cu prietenii noștri așa, nu, pleacă stai, acasă, stai. Vin nu, când nu, am eu chef. Nu, eu am zis așa, alo, gata, s-a terminat petrecerea. Deci știi ce la făceam? Laur, mergem acasă. Fată, știi ce așa am zis. N-am zis treci, intrai marci, în istorie nu, niciodată. Dacă mi-ai fi spus vreodată no. Dacă eram bărbat-o. Nu, cu tău că n-am fost bărbat. Păi nu, ascultă-mă. Deci știi ce-ți făceam în dimineața aia? Horia, erau paparații afară, ți-aduce aminte? Erau paparații de la Cancan afară, ca pe vremea aia ne urau Ana, cu patima. Te trimiteam acasă împachetată. Nu, eu l-am păzit pe Laurențiu de... Bine, dar lui Laurențiu cam era frică de tine așa între noi. Nu, cred că era frică, cred că era știa. Era puțin tel frică așa, bă. Nu, știa. Avea respect. Era și respect. Normal, și puțin. Și știa că în momentul în care se făcea dimineața Laurențiu! Și revenea... Laurențiu! Da, Laurențiu, mergem acasă. Nu, că nu vreau toți. Nu vreau să stau. Hai să nu mai intru. Nu, i-am zis tu săracul cu Walter. La Walter am țipat. Da. La Walter am țipat și am zis, Floriane, tu faci ce vrei. Gata, Dimo, am terminat. Laurențiu merge acasă. Chiar vrei să danseze ăsta pe mese? Da. Că era pe masă, dacă ți-o aminte. Cine era pe masă? Da, în fine. Bun. Deci, de asta eu... Bine, vremuri frumoase. Frumoase, dar la mine toată viața asta a avut o limită. Care nu trebuie renegate. Nu trebuie, dar la mine toată viața asta foarte frumoasă pe care noi am trăit-o a avut limită. Tu trebuie să fii exemplu pentru jucătorii tăi, tu trebuie să fii exemplu pentru cei mici care vin în academie la tine, tu trebuie să fii exemplu pentru copiii tăi. Hai să spun o întrebare delicată. Laurențiu, din ce știi tu, a avut probleme cu alcoolul? Păi dacă... Câți au scris de el... Cornel Dinu a scris că avea probleme cu jocurile de noroc și l-a scos din portbagajul mașinii. Corect? Așa. În cartea lui. Așa. Bun. L-am făcut zob. Da. Eu te întreb ce am citit. Bun. Eu nu știu. Eu nu l-am văzut niciodată. Bun. L-am să făcut aibă zob. Problemă. L-am făcut eu nu zob. L-am văzut niciodată să facă urât de la alcool, recunosc.
Păi eu, nici n-aveai când. Eu de-aia mă mir, pentru că eu îl știu și vreau să rețin ca pe un tip elegant și deținută. Așa am vrut mai eu departe, să rămână la Orențiu Reghe. Zi mai departe. Deci pe Cornel l-am nimicit. Bun. L-am nimicit, da? Pițurca a ieșit și a spus că omul bea o sticlă de vodcă, da? Înainte să intre pe teren. L-am nimicit. Harakiri. Viorel Păunescu, nu? A ieșit și a spus, păi la... Știu și eu la meciul ce au făcut la Champions League, la Europa League. I-a zis, zob și lui Naviorel. Gigi? Dom'le, știu ce s-a întâmplat acolo? Zob! Patrone, dacă odată zici ceva, e nenorocire de el. Da? Toți. Unde te duceai? Unde auzeai? Îi nimiceam pe toți. Deci n-a scăpat de mine, de mânia mea, niciunul care... No, și care e adevărul, Ana? Păi îl vedeți și astăzi. Bea sau nu? Eu zic că bea. Cât a ajuns să bea astăzi, nu știu. Dar eu nu l-am lăsat niciodată să bea peste măsură. Nu conta ce comentau sper toți. Sper să țină totul sub control, pentru că e greu să știi. Eu nu cred că el mai poate să țină control. Nici băutura? Nu, cred că nu mai poate să țină control în viață. Asta nu suntem până la urmă cu el, să știm. Ce vorbește lumea în oraș? Tac, înghit în sec, mă uit, n-am ce să-i spun copilului meu când vine și îmi spune, mami, eu cum mă duc la școală și văd asta? Și filmul cu camera și toată lumea spune, ce-a făcut mă tactul? Eu cum mă duc? Eu ce spun eu la școală? Spune și mie. Da, dar uite, el pare fericit. Da, și am spus uite, a anunțat de curând că se însoară. Da. Că a cerut-o pe iubita lui, pe mama dar copiilor asta lui eu. De soție. Dar asta înseamnă că e fericit. Păi asta îi spun eu copilului. Măi, mamă, dacă el și-a găsit fericirea vieții și dacă el este fericit în lumea asta în care noi nu intrăm, nu vrem să știm, dacă el e fericit că își face copil în fiecare an, bravo! Mamă, bucură-te pentru el, că este tatăl tău. Nu vreau să-l dușmăniți, nu vreau să vorbiți urât de el. Nu permiteți nimănui să vorbească urât de el. Ce am eu cu el... Aia sunt treburile noastre de oameni maturi. Dar tu trebuie să respecti ca pe tatăl tău. Că el vine și spune că la 17 ani eu iau telefonul copilului meu și trimit lui mesaje, Doamne ferește, copilul îi trimite mesaje vocale mai nou. Ca să stea liniștit că nu scrie nimeni în locul lui. Ți-am spus, l-a văzut după 2 ani jumate. Trimis de mine. Și ca cum să a fost procur. Întâlnirea? După 2 ani 3 minute jumate. Atât a fost cu bebetul întâlnit? 3 minute jumate, i-a dat hârtia, i-a zis, wow, cât ai crescut, ești mai înalt decât mine. Bine, mersi mult. Și nu l-a îmbrățișat? Mi-a zis, mami, m-a luat așa, s-a uitat la mine și mi-a fost milă de el. Și a zis, mami, este tatăl. După 2 ani jumate au stat 3 minute jumate? Uh-huh. De ce? Aș vrea să-l întreb și eu. De ce nu-l duci la Orențiu pe Bebe la un restaurant? Ce a zis? 3 minute jumate lui Fiuso. Ce hârtie i-a dat? O hârtie că poate să plece din țară. După ce ne-am strofocat pe românește să explicăm că hârtia pe care o am de la notariat, procura, de a pleca cu copilul din țară fără acordul lui, îmi este destinată numai mie și atât. Eu nu pot cu acea hârtie să-ți o dau ție să pleci tu cu copilul din țară. Și Bebeto nu i-au dat lacrimile când a văzut pătaica sau după 2 ani jumate? Nu. Nu. Noi am strâns atâta dezamăgire și tristețe când l-a văzut că s-a dus la alt podcast. Că dacă tu vezi că a început să îi spunea doamnei judecător, eu nu mă duc la niciun podcast, la nicio emisiune mondenă. Doamna judecătorul de azi, dai seama că de la una la alta. De la Nastrim la Bursucu, de la Bursucu la Ștucan, de la Ștucan la... Bine, e treaba lui, care e problema? Tocmai. Poate să se ducă la ce podcast? Normal. Păi asta a mai rămas, să se ducă la genul ăsta de emisiuni. Uite-te puțin cum ne-am simțit noi, toți acasă, sau eu, sau copilul, când l-am văzut cu sticla de rom în mână, da, în timpul meciului echipei naționale la Pro TV. Și a doua zi a fost dat afară, n-a mai apărut pe post. Cum? De la romul ăla îi se trage, a? Cum? De la romii se trage, Ana? Păi, dar de la ce? Spune-mi tu mie, tu, hai că noi acum nu suntem nebuni. De la ce? Nu? Când toată presa vuia la Orențiu Reghe, cam cu alcoolul în mână, însetat, în timp ce Marica era cu mâna la piept că se cânta imnul național și el ruga pe toată lumea și turna paharele tuturor. Cum vreodată? L-ai văzut pe la Orențiu Reghe cam alături de mine vreodată în situația de-aia asta? Și de-aia l-a dat afară, pe TV-ul, nu? Păi, uite-te.
Mai este? Bine, el spune că nu e adevărat, că e o minciună, de-a ta e o invenție. Păi, nu știu, atunci să ne spună de ce a plecat. Și restul au rămas. Nu? Tu crezi că nouă ne-a căzut bine când a ieșit Camara și a povestit episoadele cu... Dar zi-mi o chestie. Cu Corina, când ai vorbit ultima oară? Ai vorbit vreodată? Sau Doamne ultima... ferește! Ai, mă. Niciodată? Ai, mă, Horia! I-am dat o singură dată un mesaj că nu mai suportam stresul și nervii. Și ce ai zis în mesaj? Dă-le bune? A? Păi, ce știam și ce, de unde a luat-o și cum a luat-o și ce mi-a povestit el și ce ne-a adică dat în scris. Adică ai jignit-o, nu? Deci, pentru noi, crede-mă, i-am spus în viața asta, că toată lumea zice, bă, dar de ce n-ai vorbit cu ea să-i spui că este om însurat? Băi, te rog frumos. Cum să mă cobor vreodată? Da, cu ea, să aveți voi două întâlniri. Doamne, băi, din ce lume vin eu, din ce lume vine ea? Cum vreodată eu adică aș putea? Coborâ? Eu vreodată? Da. Păi e un om. Nici moartă. Nici moarte, n-am este vorbit în viața asta. Viitoarea soție a fost a soarelui tău. Poate să fie și mama lui. Poate să fie și orice. Ce, adică mai bine îți scoți ochii apropo de ochi? Hai mă, ce Dumnezeu. Aici hai să avem și noi. Venim și noi din niște lume. Stăm într-o categorie socială. Am muncit pentru un statut social pe pământul ăsta. Uh-huh. Nu putem, în casa mea ți-am spus. Eu și Laurențiu Reghe, că n-a existat. Nenorociri n-au existat, n-au existat să avem filmări cu așa ceva, n-au existat fotografii cu nenorociri. Da. Vezi ce spui, că trebuie dovezi și ție. Păi cum, dar sunt în toată presa, cum? Cum, știi cum e, și multe sunt făcute. Ce, băi, este interviul lui Camara, ce făcute? Bine. Poate Camara a vorbit să se răzbune pe Corina. Numai interviul cu ea. Cu Corina Caciu. Hai mă, ce Dumnezeu. Deci acum știi cum era și ea tânără acum. Dar nu nimeni, toți greșim. Dar poate. Nu mă interesează. Tu de ce n-ai greșit? Da. Eu de ce n-am greșit să mă duc prin cluburi de noapte? De ce? Păi uite ce Laurențiu, că te-ai întins cu toți. Da, dar hai să avem și dovezi, că dovezi domnișoara sunt. Nu? Deci niciodată cu ea nicio interacțiune. Deci avem... o singură dată i-ai dat mesaj, atât. Dar nici nu. Ea ție ți-a scris vreodată? Aoleo, de pe mii de cartele și ce Doamne, ferește, nopți întregi, teroare. Dar asta am spus copilor, băi, hai să uităm, lasă-l să se ducă acolo, fiecare om se duce la nivelul la care se simte bine. Fiecare om este, ți-am spus că este povestea cu elasticul. Dacă eu leg de la apa asta un elastic și plec cu el către tine și nu se rupe elasticul din, de aici să ne împingă mai în față, se rupe din mâna mea, păi nu se duce mai în spate de apa asta? Da, da. Păi nu se duce dacă se rupe din mâna mea, se duce acolo. Ceva. Dacă, nu știu, ar intra acum pe ușă Corina, ce îi spune? Dar nu există, pentru eu nu o văd pe femeia nu, asta. Nu, dar dacă ar fi în fața dar ta, nu mă interesează, spune? Dar ea nu vine în fața mea vreodată. Nu cum știu, vă întâlniți pe stradă, dați nas în nas. Nu are cum. Nu îi spui nimic? Dar nu există. Nu știu, mă, vă întâlniți într-un lift. Nu există. Vă întâlniți într-un lift. Este liftul gol. Ce îi spui? Este liftul gol. Oricine îi spui ceva sau o ignor ca și cum nu e nimeni? Păi dacă nu e nimeni, dacă e liftul gol. Am înțeles. Deci pentru tine liftul gol. Păi dacă eu... Chiar dacă sunt 10 Corine. Păi dacă eu văd mesaje de la această doamnă la adresa soțului meu de bătaie de joc, băi prostule, băi fă-mă... Adică mesaje pe mail de unde îl... din soarele ce nostru îl umilește pe Reghe Kampf în așa adică hal. Adică vorbește urât cu el? Păi dar tu uite-te pe că sunt tot așa, toate mail-urile sunt peste tot. Dăm divorțul. Nu fi reale, mă. Ana, nu știu, zic și eu. Păi dar le-am eu de la Laurențiu Reghe Kampf. Adică ce, vorbește urât cu el? Doamne ferește, prostule, dăm divorțul. Păi tu crezi că eu stâmpită? Păi ești un bău, dăm ăla, dăm aia, fă-mă aia. Ăsta îi spune, Laurențiu îi spune, hai că te fac vedetă, o să vezi, apar pe toate ziarele, o să, dar mai așteaptă puțin să termin aici. Cu aia. Ei plănuiau cumva, Laurențiu plănuia cumva tot. Laurențiu deci plănuiește a fost totul premeditat? Totul. De ani de zile? Dar bineînțeles. Și atunci mă întreb dacă eu mai iubesc? Un om care vine la emisiune și spune păi vedeți că 100.000 de euro din nu știu ce transfer i-a dat în America, păi, dar de fapt n-a vrut, dar n-a făcut. Și că te-a salvat de la pușcărie. Mă, tu dai seama. Păi eu te întreb pe tine, tu dacă ai de plătit la ANAF 100.000 de euro, taxele tale la ANAF astăzi în România sunt 88.000? Nu, normal. Bun, dar dacă ai de plătit 100.000 de euro la ANAF, da? Mm-hmm. Te duci la pușcărie? Nu. Bravo! Păi și atunci despre ce vorbim?
Așa a zis, că te-a salvat, că legile în America sunt dure și intrai la pușcărie dacă nu te rezolvi. Nu, că era vorba de lege din România. Mm-hmm. Nu din America. Și de America la un moment dat. Cam ascuns bani în America. Da. În condițiile în care eu atunci mi-am făcut rezidența fiscală în România. Tu înțelegi? Adică totul foarte legal. Deci n-ai cum să faci așa ceva, nici măcar în limbaj de stradă, cele mai mari sifoane pe pământ n-au cum să facă așa ceva. Deci crede-mă că în ziua aia, cred că m-a sunat jumătate din fotbalul românesc. Băi, Ana, mă ferească Dumnezeu cum a ajuns băiatul ăsta. Băi, crede-mă, mă la nuntă la tine, Horia, timp de o oră jumate, mergeam și mă întâlneam cu unul, cu altul, cu unul, cu altul și ne luam în brațe și toți îmi spuneau, Doamne ferește, Doamne ferește. Ce ai făcut cu Giovanni? La nuntă? Da. A fost hilar. A venit Vivi cu el. Da. Și chiar stăteam așa și mă uitam. Deci, Doamne ferește, pentru cine am făcut eu toate aceste războaie, Horia? Pentru cine mi-am stricat ce eu... Ce zici, Giovanni? Ceva dacă a meritat sau a meritat... Ana a meritat? Da, Ana, ceva a meritat toată... Da, adică am înțeles. Ana a meritat da. Totul? Și am spus că nu, n-a meritat. Și așa ce ai zis? A zâmbit, a dat din cap. Na. Deci... Se poate spune că v-ați împăcat sau e prea mult spus? Cred că e vorba acum de respect. Cred că ne respectăm. Și exact asta am și declarat, că am fost pe un grup împreună. Da, tot, da, știu, așa. Știu. Și chiar asta am și că totul, wow, pentru prima dată, la Horia Ivanovici ne-am băcat la nuntă. Chiar am declarat. Suntem mult prea mari, mult prea cunoscuți internațional și național, mult prea bătrâni ca să mai facem greșeli de genul. De ce asta te întreba, Giovanni? Ana a meritat? Da. Și ai zis nu. Și n-a meritat. Dar, fii atent ce spun, nu o să permit nimănui să vorbească urât de el. Cât o trăi el, am să-mi învăț copilul și copiii de fiecare dată să-l respecte. Nu contează că e în șanț, nu contează că e în spital, să-l respecte, că este tatăl copilului normal, meu. Normal. Probabil că la cum sunt eu inimă proastă, așa, probabil că am să-l ajut mereu, datorită faptului că mi-a dăruit acest copil minunat. Îmi e milă, foarte milă de tot ceea ce îi se întâmplă. Eu știu finalul lui, cum am știut de când l-am luat fiecare pas al carierei lui, da? Căci eu am construit-o. Deci tu de asta ți-e frică că o să scrie pe el ce ți-am zis, faliment? Adică chiar crezi că va intra în faliment? Definitiv. Chiar ți-e frică de asta? Bă, da, uite, am o curiozitate. A povestit cu Corina. Cum v-ați întâlnit voi? Tu cu Laurențiu. Că am tot vorbit de divorțul ăla. Dar cum v-ați întâlnit? Noi am mai fost împreună o perioadă. A fost o poveste neterminată, cumva în tinerețe. Da. Și m-a sunat el. Așa. După 13 ani. Așa. Și m-a mințit și atunci. Mi-a zis că nu mai are nicio legătură cu soția. Da? Că sunt separați în fapt de multă vreme. Că nu are nicio legătură cu ea. Că urmează divorțul. Dar și unde te-ai invitat? În Hamburg, la el. În Germania. La restaurant? Da, ați ieșit la fel, restaurant? Aceeași poveste. Este o poveste trasă la Indigo. Ea e trasă? Toc Reves ți-a dat? Nu mai. Nu spune că ți-a dat Reves că leșină. Nu, am fost, am aterizat parcă în Hamburg și n-a putut să ajungă că avea antrenament și a trimis un prieten foarte bun și l-am așteptat în față la dom. Și am băut o cafea și am plecat spre Aachen. Mm-hmm. Dar aceeași minciună... Și la cafea ce ți-a zis? Ana, vrei să fim împreună? Că niciodată nu m-a uitat, că te-a s-a gândit mereu? Întotdeauna, că m-a iubit mereu, promisiuni peste promisiuni, cum probabil i-a făcut și fetei astea, că mă gândesc că fata asta, dacă el ar fi spus, băi, eu nu divorțez, că sunt mulți bărbați care calcă strâm, nu? Logic. Dar nu promit marea acusarea, nu spun, stai să așteptăm puțin, să pot să-mi iau tot, stai să văd, stai că dacă mă prinde acu e belea. Niște mesaje, dacă vezi, ferească Dumnezeu, atât de jenante pentru un bărbat. Așa, gândesc curios. Ce ți-a zis la întâlnirea de la cafea? Aceea că să... La domul din Hamburg. Ce faci tu? I-am spus că eu sunt divorțată, dar nu știe nimeni. Că nu știe nimeni. Dar cum ți-a zis? A venit, ți-a adus flori sau cum a fost? Nu, venea în fugă. Venea într-o fugă că întârziase mult și îl vedeam așa în soare, știi? Da, da. Cum venea el frumos și... Da, da. Transpira puțin, da? Da, da.
Cer mii de scuze, am avut, n-am putut să plec, am avut antrenament, a ținut ăsta mai mult. Entuziasmat așa, știi? Da. Îndrăgostit. Da, părea ceva, Doamne, eram visul vieții lui și acest Dumnezeu al vieții lui. Îndrăgostit, cum, nu? Da, și cum îi spunea și lui Bebe, ce mama ta e icoana vieții noastre. Mm-hmm. Tu înțelegi? După care, din dragostea asta uluitoare, găseam mesaje... A ajuns să povestească că ai furat $100,000, a? Da, și găseam de-a lungul... Adică te dă pe mâna nafului. Da. Și găseam și îmi spune că mă bagă în pușcărie. Care a fost cel mai frumos gest care l-a făcut vreodată Laurențiu pentru tine? Cel mai frumos gest, care chiar te-a impresionat până la lacrimi? Cam toate le-am făcut eu. Nu cred. Jur. Gândește. Hai să mă gândesc. Ce? Păi nunțile le-am făcut eu. Nu, nu, gândește. Hai, stai că le luăm așa. Deci, nu contează, poate să fie și un gest mic, nu înseamnă să fie o nuntă sau... Când s-a născut Bebe. Așa. Când toată lumea spunea că nu e ok să las sarcina, că făcusem o operație și stătusem 7 ore în anestezie, uh-huh, și nu era ok, că nu se dezvoltă, că o să fie handicapat, bă, din astea. Și am mers la Berlin, la institut, și am făcut amniocenteză. Să vedem dacă este ok copilul, eram în 6 luni. Așa. Și atunci a fost lângă mine și știam că e foarte frică. Mamei era foarte frică tuturor, dar eu am știut că o să am cel mai frumos băiat de pe pământ. Ți-au zis că există un risc un să risc. Se nască cu... Da. Și el, de ce te-a impresionat atunci, Laurențiu? Că a fost așa și când a venit lângă mine și mi-a zis, tati, este totul perfect, o să avem cel mai frumos copil. Cu mâinile împreunate. Da, așa, era așa, era... Bă, chiar am crezut că... Am crezut în fiecare secundă că într-adevăr m-a iubit enorm și a înțeles ce am făcut pentru el și ce am însemnat noi ca și cuplu și ce am făcut noi împreună și încrederea asta extraordinară. A fost la o emisiune la Ovidiu Anițoaia și spunea Ovidiu, dar s-a schimbat ceva că Ana Maria a dat în Alexa și uite Ovidiu ăsta, Ganea a vorbit, Ganea care ulterior știi ce a spus? Stați domne puțin, că au interpretat toți, că eu am spus că l-a pus pe el la Chiajna în loc să mă pună pe mine. Păi stai mă puțin, că asta nu este că am ceva cu cineva. Eu am mai mulți antrenori sub contract. Cristi Tănase din 5 antrenori pe care i-am propus, l-a ales pe Alexa. Păi ce trebuie să zic? Nu, ia-l pe Ganea. Nu l-a vrut. Și atunci Ganea a avut ieșirea asta, dumneavoastră, o relație apropiată de familie, ei se văd, fac grătare, nu m-a pus pe mine, că mă voia pe mine Cristi Tănase. Da. Nu l-a vrut pe el, l-a vrut pe Alexa. Da. Eu cred că a fost și foarte mult declinul ăsta al lui din ultima perioadă. Eu așa mi-am dat explicațiile. Da. În condițiile în care el îmi spunea să renunț la Alexa, să renunț la Părăducioiu, să renunț la toți, să nu-i mai ajut pe niciunul. Da. Bratul, nimeni nu era bun. Eu am zis nu, eu, asta este meseria mea, tu așa m-ai cunoscut. Dacă tu nu ai echipă în momentul ăsta, dacă tu îți bagi joc de meseria ta și de viața ta, eu trebuie să merg mai departe să aduc bani în familie. Da? Și eu, normal, îl propuneam pe Dan Alexa, dacă ți-aduce aminte, la Gigi Becali. A vorbit cu Gigi față în față în condițiile în care Laurențiu era fără echipă și eu am plecat, acum mă gândesc, și eu am plecat cu mașina din fața casei cu Dan Alexa să-l pun antrenor la Steaua în condițiile în care Laurențiu era fără echipă și Gigi Becali nu-l voia. Eu cred că de acolo a început frustrarea asta uluitoare. Deci care a fost declicul? Acceptul lui Gigi Becali, da, de a discuta cu Dan Alexa să-l aducă antrenor, posibil antrenor la Steaua, în condițiile în care el era liber de contract și Gigi nu-l voia. Uh-huh. Eu cred... Dan Alexa a fost pe punctul să ajungă la FCSB? A vorbit direct cu Gigi Becali. Uh-huh. Și ce s-a întâmplat? De ce n-a mai ajuns? La ce s-au împotmolit? Cred că... Nu știu, Gigi a hotărât într-un final. Am înțeles. Da. Deci a fost foarte aproape, nu? Da. Tu îl dusese pe Alexa, nu? Da, bine. Că Gigi nu-l vrea pe reghe. Nu. Am Gigi nu a mai vrut. Și a început gelozia, nu? Eu cred că acolo a fost un moment în care eu nu m-am gândit că, făcându-mi meseria, îl frustrez pe soțul meu. Uh-huh. Faptul că îl duceam pe Răducioiu peste tot la reclame și îl ajutam, pe Florentin Petre... Ți-a zis că te-ai întâlnit și cu Răducioiu? Da, cu toată lumea. Dar și cu Răducioiu? Cu toată lumea. Nu există nimeni. Dar cred că și cu tine, dacă se gândește mai bine și cu tine. Nu, eu sunt gras, sunt urât, nu sunt apetit. Așa. Dar nu contează.
îmi cerea sistematic să renunț cu, la toți. Deci și cu Răducioiu a fost gelos, nu? Cu tot. Nu era gelozie, era un deci om. Și fost... ce era, ce construia? Mm. Construia, că am dat totul înapoi, am pus cap la cap. Deci deja el construia eșafodajul? Din 2018 construiește. De când sunt transferurile de bani către... Deci ăla a fost de clicul pentru care el nu a putut să-l mai sufere pe Alex atunci, nu? Pe niciunul. Că Gigi îl vrea pe Alex și nu pe el la FCSB. Pe niciunul. Nu, vorbesc strict de Alex acum. Și îl ura de cu patimă. Da? A ajuns până într-acolo încât să povestească în fața judecătorului, deci mărturie mincinoasă, da, că a găsit la mine în geantă o cheie care era de la apartamentul lui Alexa și eu mințeam că este a unei prietene. Băi, Horia. Deci eu mă uitam uluită. Eu mă uitam uluită. Bă, m-am întors așa le și am zis, bă, tu te auzi? Bă, băiatule, bă, în halul ăsta ai decăzut? Mă, tu te gândești că toată România asta, tot fotbalul ăsta te cunoaște și mă cunoaște. Tu, bă, el venea acasă și spunea, mami, tu ești numărul unu mondial. Și eu, mie nu-mi frică niciodată cu tine. Măi, copii, uitați-vă la mama voastră, este un Dumnezeu. Toată lumea tremură când o vede, nimeni nu intră, nu intră în scandal cu ea, le-e frică. Respect, păi dacă mama voastră vreodată era ca toate vagaboandele astea de oraș, înțelegi? Tot să se scuze în fața copiilor. Nu, da, scuză-mă, tu mă auzi. Erai forță, arătai bine, făceai bani. Uite, apropo, mă uit acum la tine, da? Că au trecut ani, da? A trecut ani, că na, arăți impecabil. Adică, eu vrei să spun ceva? Eu în locul tău n-aș avea nicio problemă să pozez în Playboy. Dar vezi că eu arăt mai bine decât pe vremea lui Reghe Camps. Ai avea vreo problemă să pozezi în Playboy? Nu, cum arăți? Nu, nici eu pot să fac orice. Da? La glumind, cum arăt eu... glumind, cât le-ai cere la Playboy astăzi? Na, pentru Ana Maria Prada. Priceless, n-au bani să mă plătească. Nu, dar cât le-ai cere? Le-ai cere 500.000 de euro? Le-aș cere vreo 10 milioane. De euro. Serios? Cred că fiecare... moment în viață și are rostul și eu mi-am construit la fel fără PR, fără nimeni, cariera și viața și sunt mândră de tot ceea ce am făcut. Da, pe cuvânt, la cum arăți, eu cred că nu avea o problemă să pozezi în Playboy. Cred că, stai, ai dat clasă, cred că. N-ai văzut că de unde au plecat pozele cu mine? Nud. De unde? De unde au plecat? De pe mailul lui Laurențiu Reghecam. Așa și? Dar cât de copil trebuie să fii mândră de tine. Păi nu, deși, atent, erau. Deci cea mai bună perioada mea. Da. Cum să dai pozele alea? Da. Să te faci și mai de râs de lângă, adică cine ai plecat. Adică dă-le unele mai... Soare! Da, mai da, pune ceva, da, nu pe alea. Ia zi, da, nu le dă... Păi trebuie să fie... Da, dar în dimineața aia când au apărut, da, au apărut așa dintr-o dată, dar nu le avea decât el. Dar nu te-a sunat nicio revistă chiar să pozezi nud? Până acum, zi, nu știu, anii ăștia, la cât succes ai? Nimeni? Nu, că nu prea mai permitea nimeni să vorbească cu mine, nu mai ții minte. A, la top, era prea sus, prea sus ca, da. Da, dar îți dai seama, asta i-am și spus râzând, zi, băi, Doamne ferește, mi-ai făcut o reclamă, ceea ce nu credeam că pot, eu trebuia să construiesc mult să fac chestia asta. Stai să-mi ceva, tu crezi că Laurențiu e gelos pe Ronald? Da, cumplit. Păi cum, ia gândește-te, ăla e campion mondial. Da. Deci Ronald este un om, tu l-ai văzut și cum vorbește. Calm, n-are scandal, nu are prostituție la activ, n-are amante, n-are băutură, n-are... Nu știe, el nu bea, Ronald n-a pus alcool în gura lui. Eu mor de râs, pune în pahar, el dă noroc, o pune deoparte. Nu, Ronald se culcă la ora 10. Nu, mi-a zis, zice, iubita mea, ceea ce am văzut în relația ta cu fostul tău soț, nu pot încă să procesez și să înțeleg că se poate așa ceva. Să stai cu copiii tăi în casă, cu familia ta, să ai amantă, să fugi cu amanta, să-i dai creveți, să minți, să vii să faci nuntă. A zice, eu nu pot să înțeleg. De nu, că dacă nu, s-ar nu face un film după viața lui Reghe, ar avea mare succes. Deci, crede-mă, știi ce mi-a zis? Ar fi blockbuster. Dar tu n-auzi ce mi-a zis Iura Luncașu? Ce filmul vieții tale, da? Ia Oscarul. Ia Oscarul. Da, cred. Măi, da, Horia, da, uite, te întreb pe tine. Tu dacă l-auzi pe Laurențiu Reghe, tu dacă auzi pledoaria lui așa, de bărbat, toate sunt ale mele. Ceasurile sunt ale mele. Casele sunt ale mele. Mașinile sunt ale mele. Eu am făcut. Eu am muncit. Ia nimic. Te întreb, tu ce îi zici? Ronald are bani, Ana? Are. E un N-are. Tip bogat? E un tip bogat, e un tip care... Adică este genul care poți să spui că a făcut milioane din sport? Da, da. A făcut milioane? Și, a făcut milioane și
a strâns banii. Nu exagerezi tu? Nu. Pentru că boxul totuși... Na. Da, da, el n-a făcut box în România. El a făcut box cu Benavides, adică, poate spune Floyd. Că a făcut câteva milioane? Ia gândește-te dacă el a fost manageriat de Floyd. Mayweather, cum? Am înțeles. Deci este un gândește-te, gândește-te. Ronald e un sportiv milionar. Păi, ia gândește-te. Nu mor de foame, înțelegi, da? Nu mor de foame. Da. Nu, dă mie creveți. Da. Tu gândește-te că Ronald a luptat de două ori la titlul mondial, da? Benavides. Păi, cât e o bursă când te luți pentru titlu? Păi, astăzi, în Dubai, de exemplu, la categoria lui, da? 40 de milioane de euro a fost bursă. Păi probabil și el tot cam așa a luat, mă gândesc, nu? Dacă a luptat pentru titlu, nu? De două ori și nu... Credem că nici nu discutăm de câți bani are. Nu... Nici iubita mea, vrei ceva? Ai păi am văzut de că ceva? Ți-a făcut cadou un set de la cartier. Da. Da? Am văzut. Da, îl poartă Sara. I-l-am dat Sarei acum. Da, l-am văzut. Care am văzut, ne-am uitat vreo 50.000 de dolari. Adică, stai, ceva top, nu așa. Și frumos, superb. Este... E minunat. Și dacă Dumnezeu, din povestea asta, m-a ajutat atât de mult, exact ce m-am rugat, Horia. Ok, am trecut de perioada asta, am avut perna în glugă, am dormit, uite, așa, relaxată. Nu m-am uitat la bani, nu m-am uitat ce bani pleacă din conturi, către cine, de ce. N-am întrebat niciodată nimic. Toți banii mei am pus acasă, nu m-a interesat nimic. N-am știut că sunt scoasă de la bancă, n-am știut că n-am drept de semnătură, niciodată nu știam nimic. N-am știut că i-am semnat amantei lui Regekampf să-i fac acte de Dubai, să fie pe firma mea. Tu i-ai semnat? Și ce zicea? Că cine e? Păi ce-a mai făcut? A început să plângă. Cine a început să plângă? Regekampf. Cum adică a început să plângă? Să-l iertă. Horia, înțeles că fac un film de Oscar. Tu ți imaginezi, eu stau cu soțul meu în casă, cu copiii mei, primesc de la băiatul nostru, Luca, cel mare, film cu aceste gen de femei și de doamna respectivă în casa mea, în curtea mea unde ai fost și tu, în patul meu, pe banii mei, ai familiei noastre, pe bărci, tot filmat de Luca și dat nouă familiei. După care vine, plânge, se tăvălește să-l iertăm. Îl iertăm. Fac o grămadă de manevre să nu apară pozele cu ei, vai de vai, ce poze din Delta Dunării. Spun că e la mine, la, cu mine, lângă mine, la grătar. Că nu există așa ceva. Ai mințit și tu. Tot să-l apăr, tot să ridic, tot să nu apară, tot să nu distrugă. Vreau să te întreb ceva serios. Te gândești ca povestea asta frumoasă cu Ronald să se termine cu o nuntă? Mi-e frică. Mie și râd cu Ronald mereu. Ți-e frică? Că ai spus frumos așa. Mi-e frică de, de fiecare om care se apropie de mine. Dacă un om este drăguț cu mine, mi-e frică că se va întâmpla ceva. Prin ce șocuri am trecut, am zis că Dumnezeu m-a pus la așa, la scaunul electric. Ce am descoperit în urma plecării lui Laurențiu m-a îngrozit. N-am putut să cred vreodată că mașinile noastre sunt vândute și mi-a venit cu poze că era să moară în timp ce eram cu mama plecată, că a avut accident și dauna este totală, iar mașina era vândută și banii trimiși. Unde erau trimiși? Cui lui Corina ai trimisese banii? Family support. Din contul nostru. Family support, îl întreba, mai poți recupera banii de la femeia asta? Nu vreau să mai îmi spui asta. Zim cu Ronald. Da. Zim, hai să vorbim și ceva frumos. De, asta spun. Ai accepta dacă te-ar cere? La ce om este, da. La ce om minunat și spun mereu, cum? Cum mai există așa ceva pe pământ? Cum există un bărbat care să se uite la mine să spună, dacă eu vreodată eu sunt cu tine astăzi. Dacă eu vreodată am să fiu cu tine, soț și soție, iubit cum suntem noi astăzi, iubiți, tu să stai cu copiii acasă și eu să-mi fac amantă la amantă, să iau banii, să-i trimit, eu în momentul ăla mi-am pierdut demnitatea de bărbat. Eu nu mai sunt bărbat din momentul ăla. Eu nu mai pot să apar în ochii nimănui, nici în ochii mamei mele sau a familiei mele. Și eu stau și mă uit, dar, adică tu n-ai înșelat niciodată?
S-a uitat așa la mine și mi-a zis, baby, eu sunt bărbat. Eu sunt bărbat. Nu știu cu cine ai trăit, nu mă interesează, dar eu sunt aici să te protejez și să te vindec. Nu meriți așa ceva. Frumos. Deci ai zice un da mare. Da. Da și mare. Gândește-te. Mare, nu așa. Și gândește-te că adică toate... din inimă. Da, și din inima ta rănită. Da. Și gândește-te că toate aceste discuții sunt de față cu fetele mele, 25 și 24 de ani, care în sfârșit văd un bărbat. Și le spune Ronald, nu acceptați niciodată așa ceva. Nu merită niciodată sufletul vostru, sunteți femei. Nu merită să vă traficați sufletul, da. Să vă vindeți sufletul. Iar lui Bebe, da. Crede-mă, că relația pe care o are cu Bebe, Doamne Dumnezeule, deci este perfectă, perfectă. Mă uit la el, îl învață. Nu te uiți niciodată la așa ceva. Nu atingi genul ăsta de femei. Nu ai voie să nu te duci la școală. N-ai voie să nu fii cel mai bun. Sport, stretching, alimentație, tot. Unde este Laurențiu din viața copilului lui? La cea mai importantă vârstă. Sportiv fiind copilului fotbalist. Tommy Neubert îl ajută pe Laurențiu în fiecare săptămână, de 3 ori pe săptămână, face cu Tommy Neubert antrenament. Cine face? Bebetul. Bebetul, da. Da. Uh-huh. Da? A fost vreodată Laurențiu să întrebe, cum e mă? E bun și ăsta, face și el ceva? Niciodată. S-a dus la recuperare că a avut niște probleme cu coloana vertebrală. S-a dus vreodată? I-am trimis fotografii. Blanc. Nu există. Și atunci când văd pe omul ăsta, pe Ronald, care stă, îl învață pe Bebe să se apere, să facă stretching, să aibă o viață sănătoasă, schimbă, se sună la telefon, cum ești, Ronald, câte antrenamente ai, cum te prezinți. Uită-te, te rog frumos, la gala de la Craiova. Bebe cu steagul României, mândru în spatele lui Ronald, a intrat. Uită-te la fotografiile alea, te rog, chiar aș vrea să le pui, să vezi privirea lui Bebeto, cum îi atingea medalia și centura. Cum îi atingea mândru. Da. Mândru că el a fost acolo când Ronald a câștigat centura WBC Latin. Și se uita la centură și îl ținea în brațe și se țineau amândoi în brațe. E tatăl pe care acum nu-l are? E tatăl Ronald? Pe care și l-a dorit toată viața. Ronald. Astăzi Ronald este ceea ce a lipsit lui Bebeto toată viața. Și de-aia aproape și Bebeto trece mai ușor peste această da, dramă. Da, crede-mă. Știi cum este? Da. Se uite și spune, nu vreau să aud, nu mă interesează, eu nu o să fac în viața mea așa ceva. Da. Apropo, da. O închidem frumos. Te rog, da. Să o închidem frumos. Probabil că Dumnezeu m-a pedepsit pe mine. De ce? Că m-am pus în calea unui destin. Horia, eu cred că dacă Dumnezeu te lasă acolo sărac, fără nimic, înseamnă că tu nu faci nimic pentru a deveni bogat. Explică-mi, de ce te-ai pus în calea unui destin? De ce te-a pedepsit? De ce? Pentru că eu când l-am cunoscut pe Laurențiu, venea dintr-o relație nenorocire, din niște traume și tragedii cumplite, da. A lăsat copilul atunci și pe Luca, că m-a găsit pe mine bogată. L-am luat din zona aia fără bani și fără banii nimic. Banii tăi a vrut Laurențiu? Da. Banii, da. Și faima? Da. Eu eram atunci bun. Ana Maria Prodan, îți aduce aminte, aveam toată echipa națională. Ai fost șmecheră toată viața. Înțelegi? Bun. Și dar atunci, eu m-am pus în calea destinului. De ce a vrut Dumnezeu? Luca, nu? Luca a rămas la mama nu, lui. Nu, știu, dar tu te-ai pus în calea unui destin atunci. Da, da. Eu m-am pus în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu voia ca el să rămână acolo, în Liga a doua, bolnav, scos din poate fotbal. Poate că Dumnezeu voia să rămână și cu copilul lui, că și copilul lui avea nevoie de el și Luca avea nevoie de el. Și eu m-am pus în calea destinului ăla lui. Nu, să te iau de aici. Laurențiu, trebuie să te ridici. Laurențiu, deci asta e, dacă e să regreți ceva, asta regreți? Da. Hă? Da. Și cumva meriți ce ți s-a întâmplat? Ai fost pedepsită, meriți? Păi am fost pedepsită că m-am pus împotriva lui Dumnezeu. Asta zic. Și meriți ce ți s-a întâmplat? Da, și am învățat cât o să trăiesc pe lumea asta și de cât ori o să vin pe lumea asta, n-o să mă mai pun în fața lui Dumnezeu niciodată, n-o să mai sau vorbesc altei familii care se destramă.
Păi nu, că era destrămat, nu mai avea nicio legătură. Da, era un copil care își iubea tatăl, știi cum e. Păi l-a lăsat și pe el, cum l-a lăsat și pe Bebeto. Adică nu, ai impresia că cei doi copii să fie cu ierta și Doamne Dumnezeule să nu se întâmple. Dar tu crezi că cu a treia familie va proceda altfel? Păi ce s-a întâmplat cu Mariana, s-a întâmplat Indigo cu mine? Iar acum, același minciun l-a auzit și femeia asta, că de-aia scria mail-urile. Bă, mincinosule, bă, mă minți, că te duci la divorț. El era cu mine la Disney, cu copiii. Adică aceeași mitocanie. O pe aia, adică la pe fel. Corina. Oh, la fel. Și așa crezi că va păți și Corina? Da, normal. Asta este soarta vieții lui. El acolo trebuia lăsat în mediul ăla jos. El nu, încă nu este un suflet evoluat din punctul meu de vedere ca să urce. Am înțeles. El trebuie să mai tragă mult să urce. Te văd așa, în ultimul timp, așa, tot mai credincioasă. Cine te-a tras spre credință? Gigi. Nu cred. Gigi Becali. Serios? Cum? Dacă mi-a părut foarte rău pentru tot scandalul ăsta, este că omul ăsta, în glumă și în serios, toți anii ăștia cât am stat lângă el la palat, bă, m-a și obligat să citesc cărțile lui bisericești, că mi-era frică dacă nu le citeam, întreba din ele și dacă eram pe din afară se supăra. Deci le citeam ca să fie bine, că știam că e fanatic, da? Și noi râdeam și de acolo, încet, încet, din ateu convins, Ana Maria a devenit astăzi un om care întoarce la credință fiecare om cu care se întâlnește și explică... Și Gigi te-a întors la credință? Da. Dar cum? Cum a fost? Cum ți-a zis? Sau... Vorbind, non-stop. Ce zicea? Tată, nu trebuie să fie așa. Tată, termină. Tată, oprește-te. Tată, nu mai face. Fii bună. Fii aia. Nu mai fi trufaș. Nu mai fi, nu știu. Eu la fel i-am spus lui. Patrone, nu mai fi trufaș, că și tu ești trufaș. Asta este poate singurul lucru care ne strică pe amândoi. Trufia. Pe care nu reușim în totalitate să o extirpăm. Dar eu îi dau cezarului ce al cezarului și spun întotdeauna că și oriunde mă duc, reține. Și când eram certată cu el, pentru faptul că în mine s-a deschis chestia asta și Dumnezeu m-a ridicat de mii de ori mai bine decât eram în toți ăștia trei ani, mă rugam pentru el să ne împăcăm, să vină ziua aia în care să ne împăcăm și să nu mai am pe suflet greutățile astea, nici cu Giovanni, nici cu Victor, Cornel Dinu, nici cu Pițurcă, și m-am împăcat cu fiecare. Eu am pus mâna pe telefon și mi-am cerut scuze la fiecare, inclusiv lui Giovanni. Băi, îmi pare rău pentru tot, dar era bărbatul meu, trebuia să fac asta și astăzi o spun, probabil aș face la fel, dar cu miliarde de ori mai multă credință și realitate. Deci Gigi te-a dus pe calea credinței, te-a întors pe calea credinței. Și ce, te purea să citești cărți? Ce, se ruga? Tot! Păi gândește-te că... Te învăța să înveți rugăciuni, te putea, Doamne, nu? Părintele Cleopa mi-a dat cărți, țin minte, trei, mă uitam cu groază, mă uitam la Dani Dita. Da. Aolo, Dani, mamă, tu îți dai seama. Am încercat prima dată să le răsfoiesc, așa să mă uit, zic, bă, poate mă întreabă ceva, știi, ca la test. Dar nu, a trebuit să le învăț și pe urmă, îți dai seama, erau sărbătorile, trebuia să le știu. Adică mi-era rușine mie. Ce zicea? Du-te la biserică, Ana, da, nu? Da, da, cum? Cum, tată, trebuie, te rog. Deci, măia... Ce zicea? Te rog, du-te la biserică. Da. Deci, crede-mă că în ultimul an, când deja Gigi cred că știa tot ce se întâmplă, eu ascundeam, nu-i adevărat, patroane, nu știu ce, știa și... Gigi cumva a deschis cutia Pandorei când a spus că are amantă de ani de zile și că... tu ce banii acolo. Atunci am sărit și mai rău pe Gigi, atunci am stricat relația definitiv. Când oricum n-am realizat că era totul terminat, n-aveam act, normal. N-aveam... Nu ți-ai dat seama. Da. Da. E numărul unu Gigi? Dar tu ți-aduce aminte că la fiecare emisiune pe care o aveam, eu spuneam că nu las pe nimeni să-l atingă. După, și după perioada asta, uite-te ce face. Campionat, cupe europene. Să știi că astăzi în România... Când avem pe Gigi, care este unic, noi, eu așa râdeam. E unic Gigi? Da. N-ai cum să spui. Deci eu întotdeauna râdeam și spuneam că eu și Gigi Becali suntem cei mai tari din tot ce există și în showbiz, și în sport, și în viață, și că nimeni nu e ca noi. Și așa este. Mai arătăm unul ca mine și ca Gigi Becali, din toate punctele de vedere. Deci Gigi e unică? Da. Avem în fotbalul românesc astăzi, față de anii trecuți, niște oameni foarte,
foarte mișto din toate punctele și de calitate. Deci fotbalul cumva românesc, pe lângă faptul că a avut tranziția asta și era firesc că n-am avut infrastructură și așa, are niște oameni minunați. Unul dintre ei este Rotaru, Mihai Rotaru. Un om care face business. Deci gândește fotbalul ca business, ceea ce este minunat. Uh-huh. Și uite-te unde este și ce a construit singur. Nu, e, și eu deci toată admirația mea. Nu contează că ne-am certat, nu contează că... Spune-mi un lucru, Ana, apropo de FCSB. Asta e să-i termin pe toți, Varga. Da. Uite-te ce a făcut Neluțu Varga la CFR. Doamne ferește, jos pălăria. Hermannstadt, foștii mei parteneri. Șucu e la un nivel extraordinar, dar va învăța fotbal ca Gigi pe banii lui mulți ani. O să-l coste câteva zeci de milioane. Mult. Da. O să-l coste mult. Vreo 40, 30, 40. Da. Nu? Cam așa. Dar, crede-mă, este un om de foarte bună credință. Angelescu, un copil care uite-te ce a făcut. Foarte mult. Uite, vorbeam de FCSB. Poate ajunge Stanciu în iarnă la FCSB? Tu știi cum sunt astea? În general, Stanciu este la un nivel uluitor. Stanciu este la un nivel de salariu uluitor. Este probabil unic. Are un milion și ceva, mă gândesc, nu? Mai mult, mai mult. 2 milioane pe an? Are mai mult Stanciu. 2 milioane are și nici nu vrea, nici nu ne lasă să vorbim despre bani și despre nimic și ne-a și rugat. Cred că orice fotbalist care s-a simțit realist, poate să ajungă la FCSB? Nu. În iarnă nu. Nu, a? Stanciu are oferte pe masă acum de la orice echipă din Europa. Din cele mai importante echipe ale Europei. Stanciu este erou în Cehia. A, îl vor cehii înapoi? A? Deci l-ar lua... Stanciu trebuie să spună doar să pună degetul, să spună acolo vreau. Atât. Atât. Adică cine îl vrea? Cine îl vrea? Toată lumea. Cine? Cehii? Toată cine? Lumea. Zim o echipă Belgia, din vest. Cehia, Germania. Păi Stanciu a avut ofertă din Germania pe masă, din Bundesliga. Stuttgart. Despre ce vorbim? Adică eu n-am spus niciodată că lumea tot comenta, știi? Stanciu a avut oferte și a ales... Probabil pentru familia și viitorul lui, extraordinar. Da. Țin minte când spuneau, toți a plecat, domne, l-a dus Prodanca în China, nu mai vine niciodată la echipa națională. Uite că a făcut istorie și în China. Păi, mă arată-mi un jucător român, un fotbalist, care a luat campionatul cu fiecare echipă unde a fost. Nu. Deci realist, cel puțin anul ăsta nu-l vezi pe Stanciu în România, realist. N-are cum. Stanciu mai joacă într-un picior la viață exemplar. Ronaldo cât mai joacă? Cum e? Ronaldo de România? Ronaldo 2. De România? Dacă poate în lume nu există un jucător atât de ordonat. Cum zici? Ronaldo 2? Ronaldo 2. Uh-huh. N-are. Deci o să joace ca și Ronaldo cu siguranță, ani și ani. Și fii atent, uite-te că pe măsură ce trec ani, devine mai bun, mai înțelept, mai așezat. Da, așa este. Deci nu se pune în următorii ani problemă de România, eu de FCSB, de nimic. Eu nu cred. Stanciu, deci el este de acum încolo, Stanciu mai face zeci de milioane. Da, deci el este jucător care e acum 2-3 milioane. Cum să fie plătit în România? N-ai cum. Este milionar. Mai are de jucat... Câți ani are Stanciu acum? Nu. 30 de ani. 31 face, nu? Păi Stanciu până la 38 de ani joacă. Părerea mea, într-un picior. A, deci mai are de câștigat 10 de milioane. 10 de milioane. Da. 10 de milioane. Și unde îl vezi? Îl vezi probabil în Cehia, nu iar înapoi, nu? Germania, nu? Eu cred că el va merge pe multe milioane la echipe mari din Europa în momentul ăsta. Bundesliga. Sau, de ce nu, da, să meargă la echipele cele mai mari din Asia, unde este iubit și respectat. Care e cota lui Ana acum? 10 milioane? Eu zic că mai mult. Eu zic că Stanciu astăzi valorează cât valorează un jucător din cea mai mare echipă. Așa, e mai estimativ, așa, după părerea ta. 15 milioane, 20? Nu știu, eu, dacă eram în locul lui Gigi Becali și era jucătorul meu astăzi, ceram lejer 40 de milioane, 50 de milioane pe el. Am înțeles. Ce se mai întâmplă cu Man, cu procesul? Domnul judecător, a întors puțin, m-a întors vreo 6 luni înapoi. Da? A înțeles foarte tare termenii contractului și ne-am întors puțin în timp. Vedem ce se întâmplă. Ținând cont acum că și relațiile sunt amiabile și cu Giovanni și așa mai departe. Dar n-are legătură. Nu știu, zic, n-ați putea să ajungeți la o înțelegere tu cu jucătorul? Da, Giovanni n-are nicio legătură cu... Nu știu, dar înțelegi ce-ți spun. Să ajutați pentru o rezolvare amiabilă.
Adică tu ai accepta o rezolvare amiabilă cu Denis? Eu cred că n-aș mai putea să mă uit la Denis niciodată. M-am uitat la el ca la copilul meu. L-am luat când era nimeni pe la Liga a doua, pe la, știi pe unde, pe la UTA. Atât de mult m-am luptat ca el să fie, să intre în echipă, când Gigi încă avea de mulți bani de plătit UTEI și știi că nu avea voie să, dacă trecea anul și nu făcea meciurile, nu mai plătea Gigi banii ăia. Atât de mult ne-am chinuit toți și ca el să joace. L-am și obligat pe Gigi să plătească banii aia, că a făcut un meci în plus, fără ca Gigi să fie de acord. Da? Deci atât de mult ne-am luptat pentru el și m-am luptat și... Deci, Doamne, încât nu pot vreodată, apropo și de ce mă întrebai cu Laurențiu, dacă aș putea vreodată să-l iubesc sau să-l mai iubesc sau să-l iert, de iertat l-am iertat de foarte multă vreme, căci asta tot de la Gigi am învățat și de la Dumnezeu. La cine te referi acum că l-ai iertat? La Reghe Kampf. Da. Dar eu nu pot să vorbeam iert trădarea. Vorbeam de man, acum. Păi da. Nu, de asta zic, la fel ca și la Reghe Kampf, pot să iert orice, nu dar trădarea. Niciodată trădarea. Pentru tine, man, rămâne un trădător toată viața? Da sau nu? Asta a făcut. Și pentru mine, repet, ceea ce a făcut Denis, și asta vorbim cu toți care ne cunosc și care știu ce am făcut pentru Denis Mann, toată lumea, același lucru mi-a spus. Wow, ce caracter! Și atunci eu stau ce și caracter spun, zero, adică. Și atunci eu stau și spun, de ce ai face lucrul ăsta cu un om care te-a ajutat toată viața? Care nu ți-a făcut niciodată rău decât bine? De ce? Îi spune lui Gigi Becali frumosul, mi-a spus Băurceanu. Alo? Stop! Nu există Giovanni, nu există nimeni, nu vrei să mă mai bagi Gigi în teren? Nu mă mai bagi în teren, sunt liber în 6 luni, am plecat. Managerul meu, Ana Maria Prodan. Ea a vorbit la Trabzon, cu ea a mers la Trabzon. Când a intrat Băurceanu la Trabzon în fața tuturor, a zis, stop! Mă uit la meci Galata cu Beşiktaş, vorbiți cu managerul meu. Dacă nu vă înțelegeți cu managerul meu, avem bilet, ne întoarcem în România. Altceva. Altceva. De asta, uite-te unde este Borceanu și ce caracter. Sau Stanciu. Sau Stanciu, uite-te. Da. Aduți aminte? Bine, Manie, din punct de vedere al carierei, a explodat. Bravo! Să-i dea Dumnezeu sănătatea cea mai multă, să-l țină picioare, să facă istorie. Dar vorbim de ce ai face rău cuiva doar de frica lui Gigi, doar... Pe cine, Ana, ai acum în momentul de față, cine va exploda de la tine? Pe cine mai ai tu acum ca fotbalist? Un nume, zi-mi, care crezi că va exploda și vei îi da lovitura cu el în următorii ani. Dar tu nu știi că eu am jurat că jucătorii pe care eu îi semnez nu va ști nimeni vreodată, da. Pentru că și aici a fost o prostie de mândrie. Eram peste toți, nu exista nimeni. Adică eu... tu ai acum jucători semnați, dar vrei să mergi în secret, nu? Normal. Dar nu va mai ști nimeni niciodată. Decât când se face transferul. Când se face transferul și atunci. Nu e mai bine frumos decât să vină soțul să spună că am ascuns banii prin bănci. Nu e mai bine să nu știe nimeni cine a făcut transferul. Nu știu, domnule, cine l-a făcut. Am înțeles. Apropo, ce se va întâmpla cu casa de la Snagov? Ce se va întâmpla, după părerea ta? Mihai Rotaru, Craiova. Da. Deja au demarat procedura. De poprire, nu? Au făcut, au Așa. Pus poprire pe Așa. Tot ce are el. Da. Pe tot. Iar eu am prima opțiune când se scoate la licitație, să o cumpăr. Să o cumperi? Sau casa toată? Păi nu, că nu o scot toată, jumătatea mea. Eu jumate? Dat, jumătatea lui, partea lui. Da? Partea lui va fi scoasă la licitație, iar eu voi fi nevoită să o cumpăr pentru copiii mei. Adică, cu alte cuvinte, tu îi vei plăti datorialul Reghe? Eu am să cumpăr casa pentru copiii mei. Păi nu, asta înseamnă. Când tu îi vei plăti. Banii ăia se vor duce în buzunarul Rotaru, în contul datoriei. Da. Și el va avea voie să antreneze din nou. Deci iată cum e viața asta. Într-un final, cât de mult ar trage de aceste procese. Tot. Deci tu, până la urmă, vei pune acești 400-500 de mii? Cât se vor strânge? Cum va hotărâi instanța? Cum se va... Casa cât are valoare acum? Probabil că e peste 1 milion, mă gândesc, nu? Nu? Și jumate, deci dacă e, nu știu, 1.200.000, să zicem, nu că probabil pe acolo. Eu glumesc cu Mihai și spune că suntem vecini. Și ne și împărțim etajele. Care etaj al meu, care al lui. Deci tu vei, cât va hotărâ, care e prețul, jumatea de casă, tu vei plăti ca să, vă, da, să rămână eu casa? Eu voi acoperi datoria lui Reghe Kampf
Doamne, ca să recuperez casa copiilor mei în care copiii mei s-au născut și au crescut. Deci nu contează că va fi 500.000 de euro, cum probabil va fi, că s-o grămadă de bani. Deci cât se va strânge până în momentul respectiv? Iar îl vei salva pe Laurențiu? Dumnezeu ăsta e mare. Pe cine îi dă lui banii ăștia să-i plătească lui Mihai? Cine vreodată îi dă banii ăștia? Uite, are la Cătălin Hidec datorie de vreo 280.000 de euro. Așa. Când vreodată îi dă el banii lui Cătălin? De unde să-i dea banii lui Cătălin? E dator la mulți? Numai câțiva care știu eu, care au venit la mine și mi-au spus. Păi cât are? Milioane datorii? Cât n-ai bine? Nu știu. Nu știu. Asta cu Cătălin o știu că mi-a zis Cătălin, băi, cum îmi iau banii de la el? Că au trecut 3 ani. Eu nici nu știam când a luat banii de la Cătălin Hidec. Era în Dubai. Cine e Ana top 3 trădări în viața ta? Și prieteni, fotbaliști, ce vrei tu? Cele mai mari trădări, top 3, care te-au durut îngrozitor. Și nu mă refer la man neapărat aici. Și la prieteni, pentru că eu mi-aduc aminte. Era casa plină când erați, da? Toată lumea... Au plecat toți după ce a plecat. Toată lumea așa făceau. Da, uite-te. Uitați-vă la mine. Toți, uite ce erau. Împupau până la cot. Da. Nu, și picioarele le pupau. Da, așa e. Așa este. Au plecat odată cu Reghe Camp toți. S-au gândit probabil după povestirile lui Reghe Camp că era acest miliardar și toți au plecat în continuare cu el. După un an jumate a început migrarea. Pac, se întorceau către mine. Ultimul care a plecat de lângă noi este tot la nunta ta. Deci la nunta ta s-au întâmplat miracole. Tot la nunta ta, Dan Tocaci a venit și a cerut iertare și mi-a spus, sora mea, ce am făcut eu, nu știu dacă pot să mă ierți vreodată. Și alții să nu mai facă. Da. Nu mi-ai zis. Cine? Top 3 trădări. Locul 1, 2 și alte 1 miliard, Laurențiu Reghe Camp. Cu tei acum ești. Foarte bine. Relații Doamne, bune, nu? Foarte bine. E vreunul cu care nu mai ești în relații și care, cum să spun, îți pupa mânușițele? Au fost foarte mulți. Da. Care au venit, mi-au explicat situația, ne-am împăcat toți. Nu mai există niciunul. Te-ai împăcat cu toți? Toată lumea. Toți sunt lângă mine. O să te împaci și cu Laurențiu. La final o să vă plimbați de mână prin Las Vegas. Nu. Așa mi-ai zis tu într-o zi. Ți-am spus atunci de mult cum visam noi să fie viața noastră și cum trebuia, normal, să fie, să ne creștem nepoții, să ne plimbăm de mână prin Las Vegas bătrâni. Dar visez doar pentru băiatul meu și din respect pentru ce a însemnat familia Prodan Reghe Camp, să-și ceară scuze, în primul rând să-și ceară scuze în fața familiei lui, în fața mea și a copilului lui și a copiilor lui, pentru toată mizeria pe care a făcut-o, pentru toată lipsa de bărbăție profundă de care a dat dovadă, pentru toată mizeria pe care a făcut-o ieri la tribunal, pentru cum și-a ce a văzut aseară copilul lui la televizor, făcut de tatălui, să vină să-și ceară scuze și să-și recucerească, am zis bine, să-și recucerească băiatul care cândva se uita la el ca la un erou. Asta e cel mai trist. Când din erou ajungi dușmanul copilului tău, voit. Trist. Cred că asta este... Ar trebui să fie ultimul lucru pe care Laurențiu Reghe Camp să-l facă pe pământul ăsta, să-și ceară scuze pentru toată mizeria și durerea pe care a pricinuit-o copiilor noștri, mie, și probabil așa deschide ochii și vede unde suntem noi astăzi, construim noi astăzi. Tu cum stai cu banii, Ana? Eu sunt super ok, n-am niciun fel de problemă. Toată averea mamei mele, când erai cu Laurențiu, mai mare? Astăzi mai mare, datorită mamei mele, care atunci ochii mi-a lăsat-o. 50 de milioane de euro. Nu știu dacă astăzi cu valorează. Totul. Nu cred că valorează 50 de milioane, nici nu știu. Nu, dar nu ai nicio problemă, nu duci lipsă de nimic. Nu, nici copiii mei, nici... Adică noi astăzi, eu cel puțin... În ultimii 10 ani m-am sufocat, cumplit, trăgeam după mine o, și nu vreau să o zic cu răutate, o zic cu mândrie, o piatră de moară
care mi era legată de gâci. Mă sufoca, păi el nu mai zice, puteam. Ce a zis? Eu sunt ținut cu forța în această căsnicie, a zis aseară. Cumva, dacă ne gândim bine, cred că de ani de zile țin căsnicia asta singură. Cu forța, practic. Cumva cu forța, că n-am înțeles niciodată cum parcă noroi. Omul acolo a vrut el să stea. Să se bălăcească. Să se bălăcească acolo. Ea era lumea lui. Și eu, de multe ori vorbesc cu copiii în casă, măi, mamă, dar ce-a fost în mintea ta? Mă, dar când îți spuneam noi, mami, hai să plecăm. Nu, mami, nu există să nu vă aud, tatăl vostru, Dumnezeu. Nămol? Ce se întâmplă când vii să-l salvezi? Nu te trage și pe tine? Ba da, muriți amândoi. Bravo. Dar el, ai văzut ce ți-a zis? Ana, pentru mine este un om mort. Mă, a făcut să nu mă poată neca și pe mine. Și am avut noroc că în ultima secundă m-am salvat. În ultima secundă, când am zis în biserică, cu cununile pe cap, când Dan Tocac era în spatele nostru și telefoanele sunau și amanta urla, atunci am zis, n-ai cum, nu se poate așa ceva. Tu cu cununa pe cap în altar, în fața lui Dumnezeu. Pe unde erați? În biserică. Pe de ce? Ce făceați? Ce eveniment? Ne cununam. Ultima, așa, când am făcut nunta de cristal. A, nunta în 2001. Așa. Cu cap, cununa pe și cap. Și pe el îl suna în... Corina? Urlete. Circ. Nenorocire. Da? Tu în biserică acasă, îl suna? În biserică. Și tu vii acasă. Și ce ți-ai zis atunci în biserică? Atunci am ridicat capul, crede-mă, așa. Cred că avem și fotografiile, dacă te uiți, și am zis, Doamne, dacă nu mai este să fie, te rog, fă ceva să se termine chinul ăsta și calvarul ăsta. Ce a făcut? A venit acasă, a prins momentul, a luat tot, ce mai era de luat, din safe, tot, ceasuri, tot, și a fugit. Ce bani a luat? Câți bani a luat? Tot ce aveam. Dar oricum, banii erau cărați din conturi de multă vreme. Știu ce, dar aveți vreo 100 de mii, probabil, cash, nu? Bijuterii. Aveam tot? Discuții de genul, aveau discuții pe mail, luai, făcut ziua și vrei să-mi dai mie doar 15.000 și doar 50.000 și e, da, îți dau, îți fac, stai puțin, stai că trebuie să plec, stai că uite, trebuie să las pe bebetul, stai. Deci, Doamne, vomiți. Bine că am scăpat și ți-am zis, am fost la un pas să ajung cum este la zi. Crede-mă că dacă nu se întâmpla și Dumnezeu nu făcea chestia asta să dispară din viața noastră, astăzi auzeai de mine din povești. Plâng singură pe adică stradă. Adică ce? Murei, nu? Da. Era un moment că mori? M-am pus... Ții minte unde stăm noi, în Dubai? Da. Unde stăteam? Da, da. Și că era scoarul ăla pe mijlocul, da, intersecției. Da. Deci am coborât din mașina lui, când aia suna în cont... plângând cu mâinile jos pe scoarul ăla. Da, da, pe bordură. Și plângeam cât puteam de tare, ca să scot din mine tot. Și ce, nu-ți doreai decât să... Să se întâmple ceva și să se termine tot calvarul. Să cadă ceva, da, nu? În situație eram toți. Luca. Ai simțit că mor vreodată în vreo noapte din asta de, da, disperare? Da. Că mori? Da. Deci mă trezeam noaptea fără aer. Eu, bebe, se trezea noaptea fără aer. Mami, am visat. Am visat că vine aia, femeia aia și ne omoară pe toți. Deci numai așa visam toți în casă. Tu înțelegi? Coșmaruri așa. Coșmar. Copilul, așa de mari? Luca s-a dus în Dubai, da, la psihiatru, nu la psiholog, la psihiatru. Deci noi ce am trăit, Doamne. Dar tu te miri că mai ești. Da, eu nu înțeleg și copiii îmi spun, mami, cât de puternică, mami, cum ai putut, mama, cum ai muncit, mama, cum ai luptat. Și am zis, mama, probabil ăsta a fost scopul venirii mele pe această lume, să înalți bărbați. Să iau de nicăieri și să-i fac cineva. Și mă rugam, crede-mă, la Dumnezeu atât, Doamne, dă-mi un bărbat care să aibă grijă de mine, să mă protejeze și să mă iubească. Pentru ce sunt eu? Nu să-mi ceară bani, nu să stea că îi dau cadouri, că iau mașini, ceasuri și... Nu. Nu. Nu să meargă la mama să ceară bani, nu. Și uite, ți l-a dat. Da. Pe Ronald. Da. Deci, crede-mă, odată nu s-a pus problema să văd ceva, să-mi placă, și să nu zică, iubita mea, vrei? Ia-ți. Da. Cum e cu gala? Că are gala, nu? În ce lună e? Noiembrie? În noiembrie sau greșesc? Pe 29 noiembrie, da, la Circul Metropolitan, da,
greii fotbalului mondial vor fi alături de el. Vor fi niște surprize mari. Am făcut un concept și voi face cu Cirque du Soleil, cu artiștii emeriți ai circului de stat. Maestria lor cu maestria boxului. Ronald va lupta pentru titlu mondial și trebuie să-l câștige, trebuie să fie campionul meu mondial. Bebe este acolo, trup și O nebunie. Gală ca în America va fi? O gală mai frumoasă ca în America, pentru că este presărată cu momente de măestrie ale zburătorilor, jonglorilor, da. Cei care scuipă foc, cei care fac... O să fie ceva minunat și unic. Unică în stilul tău. Da. Deci tu știi că eu ce am atins am transformat în aur. Și când zic asta, așa este. Și crede-mă că asta a fost și asta este menirea mea pe pământ și tu știi. Deci luptă pentru titlul mondial. La ce categorie? La el, semi light. Mă gândeam acum că Laurențiu Țipaie era în sala de judecată, că mi-am permis să fac companie cu ăla din America, Prodan și nu mai știe cum îl cheamă. Și acum mă gândeam că va avea în foarte puțin timp să citească viața unui campion mondial. Pentru că Ronald va face un film despre viața lui, despre fiecare moment pe care l-a trăit cu cele mai grele încercări ale vieții, că Ronald a fost încercat de viață. Ronald, până a ajuns să semneze cu Floyd Mayweather, a dormit în fața gymului pe bancă. Și dimineața când se deschidea sala la ora 7, fugea și făcea duș și s-a apucat de antrenament. Seara când se închidea sala, dormea pe băncuța din fața gymului. Deci viața ca în Rocky? Chiar ca în Rocky? Și o voință incredibilă. Deci Laurențiu Reghe cam va avea o poveste de viață uluitoare. De unde să ai exemplu de la Ronald Gavril, că nu mai știa la tribunal cum îl cheamă? Un băiat dintr-o familie superbă, o familie minunată, în care, la fel, principiile de viață au fost unice. Și au construit un bărbat minunat. Deci în noiembrie aclamăm un campion mondial? Da, cu siguranță. Cu siguranță. Și vreau să fiți acolo, să vedeți ce poate să facă Ana Maria Prodan alături de Ronald Gavril. Așa vom fi. Ana, îți mulțumim. Să rog mâna. Mai e ceva? Mai vrei să spui ceva? Nu, cred că a cumva apărut liniștea după ce se va pronunța acest divorț în 10 zile, chiar îmi doresc să se închidă tot și să nu mai știm nimic. Să sune vreodată dacă vrea doar să-și vadă copilul și să și-l ajute. Cât despre mine, nu există plimbări în Vegas, nu vor exista niciodată și ține minte, omul care a trădat odată și cu fapta și cu vorba, toată viața lui va fi un trădător. Ana, mulțumim! Ne oprim aici, o ediție specială Fanatic Superliga de peste 2 ore cu foarte multe lucruri interesante, nici nu putea să fie altfel. Încă o dată mulțumim, Ana. Vă pup. Așa, îi urăm sănătate și fericire și lui Laurențiu, să fie fericit și el în viața pe care și-a ales-o. Ne oprim aici, a fost o ediție specială de Fanatic Superliga. Toate cele bune, oameni buni, bineînțeles, revenim în forță cu alți invitați și bineînțeles cu alte subiecte. Vă urez o zi minunată!